Bună dimineața, suntem în direct la sala de atletism Ioan Sutter din București. O să intrăm direct în problemă pentru că aici cea de-a doua zi a campionatelor naționale de atletism sub 20 de ani a început deja. Prima serie la 60 de metri garduri s-a și desfășurat. Avem o câștigătoare a seriei, de anumite scortată, Iulia Daria Grigoroiu cu 8.57. A început și concursul fetelor de săritură în lungime. Alex Terpezan, cel mai rapid încă român la 200 de metri, e alături de mine și e la fel de rapid și între ale vorbitului la microfon. Bine ai revenit, Alex. Bună ziua, Florin. Bună ziua și urmăritorilor noștri. După cum spuneai, concursul deja a început. Am avut o primă serie la 60 de metri garduri feminin. Grigoroiu a alergat foarte bine. Lângă ea a fost și Bălăban, dacă am văzut bine, sau Grifoana cu 8.80. Însă ne pregătim pentru a doua serie cu Lazar Reca, Govoranu Dana, Dinu Andreea și Mardar Ana. Da, se pare Govoreanu e prima și va încheia seria câștigător. 8.76 timpuri preliminar obținut de câștigătoare. Foarte rapid să le introducem și pe atletele care concurează la săritura în lungime. Avem 12 sportive în această probă, și anume Eva Alsner de la LPS Cetate Deva, Alexandra Amza, CS Olimpia București, Cristina Stancu, CS numărul 1 Constanța, Alexandra Virdol, CS Alexandria, Cristina Spânu, de la CS Orășnes Voluntari, Ioana Vrânceanu, CS Bacău, Raluca Răduca, CS Meonești, Denisa Lupescu, CS Rapid București, Miriam Pascu, de la CS Șoimi Sibiu, Ana Maria Barizi, Palatul Național Copiilor București, Ioana Stârbu, CS Unirea Iași și Alexia Dospin de la CSM Bacău. Dospin, reamintim, câștigătoarea de ieri de la triplu salt cu o săritură ce a depășit 13 metri. Da, 13.04, acum am văzut-o pe Lupescu. Trebuie spus faptul că a fost zona cu cea mai mare concurență din competiție de până acum. A fost nevoie de preliminarii desfășurate ieri dimineață de la aceeași oră. Au fost mai bine de 20 de atlete și peste 30 de sportivi dornici să intre în această finală de 12. În cazul fetelor, lista de start a fost citită în ordinea inversă a performanțelor obținute ieri. Cel mai bun timp, cea mai bună performanță, așa cum spuneam în ziua de ieri, 5.74, tot Dospin, deci câștigătoarea de la triplu salt, apoi Stirbu a avut 5.58 și Barizi 5.43, ele sunt și principalele trei, să zicem, contracandidate la titlu în ziua de concurs. Da. Plină desfășurare, lungimea, așadar primele încercări. După primele trei încercări se va concluziona finala de 8. Ultimele 8 vor beneficia de încă trei încercări suplimentare. Acum am văzut-o pe Miriam Pascu, prag de la bun. Sibiu. Da, prag bun. Să vedem 5.40. Barizi nu s-a descurcat rău nici ieri de la Palatul Național al Copiilor la triplu salt. Majoritatea fetelor au fost incluse pe lista de start în ambele probe, atât la triplu salt cât și la săritura în lungime. Steagul alb, semn că Barizi a bătut corect pragul. Să vedem după această primă încercare a ei dacă a preluat șefia. Băieții se pregătesc deja în foarte scurt timp. Vom avea și proba de da, pragul e bun doar din perspectiva faptului că nu e depășit, dar alminter a lăsat centimetri buni acolo, 5.26. Da, avea 5.43 în calificări. Urmează Stirbu Ioana de la CS Unirea Iași. 5.58 performanța din calificări pentru Ioana. Să urmărim în această primă încercare. Da, e pragul bun. Deci încercarea nu pare a fi rea. Trebuie spus că ziua de ieri a adus majoritatea confirmări, dar în bună măsură au fost și surprize. Poate cea mai mare dintre ele faptul că Beniamin Duicu nu a prins în urmă finala de 60 de metri plat, a fost descalificat la start. La fel s-a întâmplat și cu Emma Zacu, altă favorită, care n-a mai apucat să alerge. Fac parte însă toate acestea din riscurile meseriei. Acum mă opresc puțin, Alex, ca să vedem pe câștigătoarea de ieri, Alexia Ioana Dospin de la CSM Bacău, un 5.74 în preziua acestei competiții, în calificări.
și preia conducerea și astăzi după această primă încercare, cu adevărat cea mai bună de până acum din concurs. Deși nu pare să fie mulțumită pe de-a întregul. Am văzut ieri, în schimb, reacția ei extrem de energică atunci când a obținut acel 13-04. 5-84 pentru Dospin Alexia și îmbunătățește așadar performanța din serie, unde reușea un 5-74. Săritură foarte bună pentru sportiva legitimată la CSM Bacău. Eva Natalia Alzner de la cetate Deva, în încercarea ei cu numărul 2. Deși prevăzute a începe astăzi la ora 9:30, competițiile de garduri și de săritură în lungime au furat puțin startul, fără să fie sancționate un pic mai repede. Au asta păstrat trendul de ieri, după ce am văzut foarte multe starturi furate, iată că și transmisia... Am văzut acolo ce prag bun a prins, o altă... Da, era vorba de Eva Alsner de la LPS Cetate Deva, acum în imagini Alexandra Amza, CS Olimpia București. Să vedem, pragul e bun, steagul alb, senzația e din această perspectivă că a pierdut ceva centimetri la prag Amza, dar... sunt săriturile de siguranță, cele care să-ți asigure prezența în primele 8, exact. Da, 4-80. Ai avut dreptate, a bătut destul de în spate. 4-80, greu să prindă primele 8. Da, 4-80, dacă ar fi obținut ieri cea mai bună performanță, 4-80, astăzi n-ar fi fost în finală. 5-02, ultimul loc. Loc. Care, da. Stancu nu și-a reglat bine pașii și hai să încercăm ușor-ușor să ne aruncăm privirea și pe celelalte mize ale zilei. După proba de 60 de metri garduri serii la băieți, vom mai avea seriile la 800 de metri, mai întâi fete, apoi băieți. Finala la 60 de metri garduri, acolo unde favorită la fete după cele două serii pare a fi Daria Iuria Grigoroiu, apoi a băieților, lungime băieți, 3000 de metri fete și băieți și în fine ziua se încheie cu 4x2 tururi serii fete și băieți. Cred că n-a fost o săritură rea pentru Alexandra Virdol. Aceasta reușea un 5-24 calificări. Să vedem cât măsoară aceasta a doua încercare pentru Virdol. 5-23. Așadar, își confirmă performanța de ieri. Și rămâne pe locul 5 în clasamentul intermediar. O să încercăm să vă furnizăm și informațiile acestea astfel încât să vă faceți o imagine completă despre ceea ce se întâmplă la debutul acestei zile în proba de săritură în lungime. Acum Spânu. Locul 8 până acum după prima săritură. Aceasta este cea de-a doua pentru Spânu, Cristina Ștefania de la Clubul Sportiv Roșenesc din Voluntari. 5-05 per a doua încercare pentru Spânu. Rămâne pe 8. Da. Are un 5-25 ieri în calificări, însă este născută în 2006, așadar mult mai tânără decât categoria de vârstă la acest concurs. Vrânceanu are un 5-10 la prima săritură, să vedem dacă a doua va fi îmbunătățită. Până atunci însă câteva informații pentru cei care ați ratat ziua de ieri. Evident, presa n-a abundat de informații de la aceste naționale sub 20 de ani, așa încât n-o să fim redundanți. Talpiș a câștigat proba de 400 de metri în condițiile în care vă spuneam. Emma Zach, una dintre principalele contracandidate, a fost descalificată la start. Apoi Horațiu Sabău a câștigat în ultima încercare proba de triplu salt la băieți în fața lui Cristian Radu. Ion Vasile a câștigat aruncarea greutății la băieți. Silviu Munteanu s-a impus la 60 de metri plat. Mă opresc puțin ca să vedem pe Răducă sărind, apoi
Vă mai aduc la cunoștință faptul că 1500 de metri băieți a revenit lui Mihai Poponea, pe 2 a fost Laurențiu Vrabie și pe 3 Mihai Dumitru. Același capitol al rezultatelor de ieri, o surpriză și la, poate, și la săritura cu prăjina băieți, acolo unde Dacian Costea n-a reușit nicio săritură validă. Da, așa este. A câștigat în atare condiții Doroftei. La prima înălțime, da. Doroftei, o performanță foarte bună, 4.75 pentru Junior 1, este foarte bine pentru el, pentru atletismul din România și în special pentru această probă. A reușit aproape un metru mai mult decât locul secundu, ocupat de Mihai Voicu, 3.80, apoi Târgu Mureșanul Balaș pe 3 cu 3.70, Lupescu între timp și 1500 de metri fete, cu un duel extrem de interesant și cu un finish aproape la fotografie între cele două reprezentante ale clubului CSM Suceava. E vorba de Talida Sfârghiu, care a și câștigat, și de Mădălina Sârbu, alminter o specialistă mai degrabă a probei de 3000 de metri, unde a triumfat la Balcaniada de la Sofia. Da, Florin, performanțe foarte bune în ziua precedentă pentru acești tineri sportivi care promit foarte multe în, sperăm noi, spre seniorat. Știi cum e important să și ține de cuvânt? Într-adevăr. Admite, suntem în țara cu cele mai multe promisiuni pe cap de locuitor. Dar depinde de ei, depinde de cei care ar trebui să le ofere condiții pentru a crește, pentru a se dezvolta. Sunt o serie de factori care, iată acum, steagul roșu. Da, ciupește destul de considerabil pragul Pascu. Aș spune mușcă de-a dreptul. Da. Barizi încearcă acum, e un 5.26 pe locul 8, cu siguranță sub așteptările ei. Sportiva legitimată la Palatul Național al Copiilor din București. Era clasată pe a treia poziție în urma calificărilor cu un 5.43. Deci, potențial are. E o probă în care, de-a lungul timpului, putem spune liniștit, România a avut o tradiție de la Viorica Viscopoleanu, trecând prin Vali Ionescu, Anișoara Cușmir Stanciu. Da, da. Săritoare de peste 7 metri, spre 7.50 chiar, performanțe care în continuare nu prea se mai văd pe plan internațional. Nu se mai văd deloc. Da. Nu, este vorba cât și din sportivi din alte țări, nu da, se mai... Nu. Cine da. Sare peste 7 metri a câștigat... Olimpiadă deja, e medalie. Exact, e medalie de aur. Știrbu acum... Depășește, părea bună săritura. Și a conștientizat asta, dar să vedem unde a bătut. Da. Aproape. Dospin e pe locul al doilea după Știrbu, după primele încercări. Rămâne de văzut dacă Alexia va pleca acasă cu dubla. Asta înseamnă că va câștiga atât proba de triplu cât și pe cea de lungime. Avem acum lista de start oficială pentru finala la 60 de metri garduri a fetelor. Anume, pe culoarul 1 va alerga Alexandra Tițoiu, Reca Lazar pe 2, Balaban pe 3, Grigoroiu 4, Govoreanu 5, Iovanovici de la Timișoara pe 6, Andreea Dinu pe 7 și de la CSM București Ana Maria Mardar pe 8. Să urmărim pe Alexia Dospin. Interesant, tabela arată pe locul 2, însă nu am văzut pe cineva să sară mai mult. Aceasta să iese 5.84 din prima încercare. Știrbu apare pe primul loc în grafică. Da, se pare că am ratat săritura lui Știrbu, care ar fi depășit 5.84. Sau ori asta, ori o eroare de afișează. 5.83 și apare în continuare pe locul al doilea. Da. Oricum, două sărituri în jurul la 5.85, foarte bun pentru începutul ăsta. Cu siguranță că Dospin va prinde primele 8 și mai are 3 șanse. Revenim acum la Cetate Deva și la Eva Natalia Alzner. E corectă, nu e strălucită.
din punctul de vedere al performanței. Desigur, multă lume spune că altele erau rigorile în vremea respectivă, fiindcă tot vorbeam de recordurile susținute de sportivii noștri. Îmi amintesc în 1986, de pildă la un campionat național la Pitești, au fost stabilite două recorduri mondiale de românce în aceeași competiție. Da, Vali Ionescu și Anișoara Cușmir Stanciu. Da, un duel la fiecare săritură depășeau recordul mondial. Da. Alexandra Amza acum, cea de-a treia încercare. Speră să prindă finala de 8. Bun, cele două dominau categoric lumea săritoarelor în lungime. De altfel, au fost și primele două locuri la Jocurile Olimpice, dacă nu mă înșel, din 1984, aur pentru Stanciu Cușmir, argint pentru Vali Ionescu. Da, ce vremuri avea atletismul românesc pe atunci. Da, acum avem în față, peste o săptămână, campionatele europene în sală de la Torun din Polonia, unde 15 atleți și atlete sunt calificați. Și speranțele sunt măcar la două medalii, indiferent cât de strălucitoare e culoarea lor. Am văzut 5-14 pentru Alexandra Amza și îmbunătățește cea mai bună performanță din acest concurs. Acum Stancu Cristina abandonează această încercare, a treia. Și iese literalmente din concurs, ea a fost a 12-a, deci practic ultima și înainte. O greșeală uriașă de elan. Verdol acum solicită suportul publicului. Da, pare extrem de determinată. E pe poziția a 7-a înaintea acestei încercări, cu numărul 3 pentru ea. Bate bine Verdol și nu e rău. Să așteptăm măsurătoarea oficială. Cred că poate urca, deja să spunem ochiometric, să facă anumite reglaje și pentru noi, ne putem pronunța, vedem 5-17, rămâne pe locul 7, dar e un loc suficient pentru a mai beneficia de 3 șanse. Așa în este. Această dimineață. Băieții intensifică din ce în ce mai mult încălzirea pentru proba de 60 de metri garduri, care va începe peste scurt timp. Două serii la 60 de metri garduri masculin, similar ca la proba feminină. Avem în prima serie 6 concurenți, pe culoarul 2, Săvulescu Daniel de la LPS Brăila, pe culoarul 3, Ionuț Dinu, Palatul Național Copilor București, culoarul 4, Alexandru Sendre de la CSM Brăila, culoarul 5, Gheorghe Bledea de la LPS Baia Mare. Pe culoarul 6 va alerga Simpetru Lucian, tot de la LPS Brăila, iar pe culoarul 7 l-avem pe Grigorescu Fotache, de la CS Orășenesc Voluntari. Da, Sendre e principalul favorit de la Brăila. Pe culoarul 4 start acum în proba de 60 de metri garduri. E prima serie, cea mai valoroasă din punct de vedere valoric. Va fi depășit acolo, nu? Am impresia că și s-a oprit pe final. Păstrează resursele pentru finală, probabil, adică în mod cert și oarecum amuzant e totuși 60 de metri, dacă te obosește un 60 de metri. Dar la un moment dat, din unghiul ăsta nu e foarte evident, Dinu avea un oarecare avans, după care Sendre a revenit pe final și vorba ta se menajează pentru finală. E probabil citând un clasic în viață, se pregătește pentru Champions League. Da, după cum a alergat cursa asta, pare destul de încrezător în șansele sale de a câștiga în finală. Așadar, sper probabil să atace un record național posibil. Pe Lupescu am văzut-o și ieri, acum calcă pragul la cea de-a treia. Era pe locul al treilea Lupescu și rămâne în continuare în jocuri pentru 5 cărți, pentru titlul de campioană națională sub 20 de ani junior 1, ediția București 2021, ediția care va intra oricum în istorie, dacă nu din perspectiva rezultatelor, măcar și faptul că vine după cel mai greu an din lumea atletismului, după anul pandemic 2020, în care, cu excepția competițiilor interne desfășurate, practic restul lumii atletismului și nu numai a fost
blocat, a fost închis. Un subiect asupra căruia probabil vom mai zăbovi. Acum Miriam Pascu pe locul al patrulea înaintea încercării cu numărul 3. În vreme ce băieții se pregătesc pentru seria a doua, Constantin Dinescu de la LPS Câmpul Lung Muscel, Robert Ștefan Hariga, mă opresc puțin pentru a vedea încercarea lui Pascu. Pierde centimetri buni acolo la prag, veți vedea. Revin cu prezentarea seria a doua preliminarii la 60 de metri. Robert Mihai Simion de la LPS Brăila, Darius Țechiu de la LPS Brăila de asemenea, Cristian Marian de la CSM Buzău și Denis Andrei Buricea de la LPS Brăila. 5-29 pentru Pascu. Rămâne pe poziția 4. A bătut foarte mult în spatele pragului. Am avut dreptate. A pierdut 30 de centimetri aproximativ. Barizi acum, cea de-a treia încercare, clasată pe poziția 5. Da, Barizi are o ambiție, probabil după ziua de ieri își imagina o medalie pentru astăzi, dar noi revenim și vedem pe sprinterii de la 60 de metri garduri, așadar Dinescu, Hariga, Ștefan, Simion, Țechiu, Cristian și Buricea. Favorit pare a fi pe culoarul 4, Robert Simion. Start bun acum. Simion are un ușor avans, probabil și îl va consolida până la sfârșit, câștigă această serie, fără emoții. 28, timpul învingătorului. Trebuie spus că din cele două serii, cei mai buni 8 timpi au acces în finală. Finală care va avea loc peste puțină vreme, în cazul băieților undeva la ora 10:55. Există o rigoare la care Federația Română de Atletism ține bine de a se încadra în timpii programului oficial, așa încât dacă sunteți interesați de această finală spectaculoasă, e bine să veniți sau să reporniți calculatoarele, tastatura undeva înainte de ora 11. Dospin pare că renunță la a treia încercare, probabil să mai odihnească sau se simte încrezătoare cu acel 5.84. Da, uite cât de puțin, cât de mică e diferența dintre agonie și extaz și în cazul săritoarelor în lungime. Dacă ar fi prins pragul bun, ar fi fost o săritură de poate medalie. Spuneam, din cele 12 fete, 8 rămân în continuare în competiție, beneficiind de încă 3 încercări suplimentare. Așadar, le vom mai vedea la treabă. Văd acum pe pistă au intrat și alergătoarele de la 800 de metri și au început ultimele pregătiri înainte de start, așadar 4 serii la 800 de metri feminin. Dar departe de concurența de ieri, ne amintim de la 400. Da. Cei drept în seriile la 800 pot participa un număr mai mare de sportivi, pe când la 400 maximul ar fi 4. În prima serie la 800 de metri feminin, așadar, avem pe Larisa Talpiș de la CSM Bistrița, Claudia Coșciuc de la CSM Vatra Dornei, Maria Sfârghiu, campioana de la 1500 de metri de ieri de la CSM Suceava, Tabita Teușan, CSM Șoimi Sibiu și Antonia Bonariuc de la CSM Suceava. 5 concurente așadar în prima serie la 800 de metri, start programat în doar câteva minute. Da, e cea mai puternică din punct de vedere valoric, Talpiș, Costiuc, Sfârghiu și Teușan. Probabil între ele se va stabili ierarhia finală pentru
nimeni altele decât componentele ștafetei de 4x400. Talpi și-a făcut parte din acea ștafetă și Claudia Costiuc la campionatele balcanice desfășurate la Sofia. Au sosit pe locul 4 fetele noastre acolo. Dacă tot vorbeam de campionatele balcanice de la Sofia, pe Alexia Dospino vedem la triplu salt. Ea a fost tot a patra, 12 metri 46 obținuți în capitala Bulgariei. La triplu salt, evident. Practic, Alsnareva acum la lungime deschide finala, să spunem așa, finala mică. Da, după ce a prins, după ce a prins ieri la mustață locul, fiind ultima admisă pe tabloul finalei, iată acum reușind surpriza și merge în primele 8. Stai egal pentru Eva Alsner. Patra încercare așadar, după cum spuneam, prima încercare din finală. Da, curios care va fi strategia pe care o va adopta Alexia Dospin în continuare. A renunțat la cea de-a treia încercare. Nu cred că e vorba de vreo accidentare sau ceva de genul. Sau sper mai degrabă. Acum, pe poziția șaptea după primele trei, Alexandra Maria Virdol de la CSS Alexandria. Stea groșu, depășită această încercare. A fost destul de... Destul de bine depășită, da. Da, da. Da, altfel, elanul a fost bun și nici săritura n-a fost rea. Să vedem cine e următoarea. E vorba de Răducă. Monica. Da, antrenată de Grigore Cornel. Grigore Cornel la antrenează și pe Gabriel Bitan și pe Ion Diana, specialist al acestei probe. Da, și o școală foarte bună la Onești, sportiv legitimat la CSM Onești. Bitan probabil cel mai bun timp obținut de vreun sportiv, cea mai bună performanță mai degrabă obținută de vreun atlet la campionatele naționale de sală de aici. De seniori, da. De seniori, unde timp, mă rog, performanță care i-a permis accesul la Europeanul de la Torun. Da, urmează să facă deplasarea în săptămâna următoare. Lotul României pleacă spre Torun. Da, deja pe astăzi... 2 februarie, dacă nu mă înșel, marți. Da, s-au făcut deja testele COVID pentru întreaga delegație, se așteaptă rezultatele și după care se va merge în ceea ce deja se numește bula epidemiologică de la Torun. Toate competițiile sportive se dispută în sensul ăsta, sunt reguli foarte stricte, sportivii nu au voie să părăsească zona de concurs, hotelul și mai departe. Sunt niște rigori teribile pe care lumea atletismului și nu numai le impun. Acum Barizi a fost a cincea. Barizi din nou are un prag bun, dar în același timp unul care văduvește de centimetri. O să vedeți pe această reluare. Avem și un unghi grăitor exact de la nivelul pragului, de unde veți vedea câți centimetri pierde. Ia uite aici. Da. În jur de 15 centimetri. Așadar, încercarea ei măsoară 5 metri 28. Și cred că rămâne pe 5. Avem un pic vederea obstrucționată de niște oficiali în dreptul tabelei. 5.40 pentru Miriam Pascu, cea mai bună performanță din această dimineață, elan pentru Pascu. Steagul alb ridicat, se va măsura această încercare. Aterizarea ar fi putut să iasă ceva mai bine. Dar și-ar fi putut câștiga câțiva centimetri. Un prag decent. Iată așadar 5.31 pentru Pascu Miriam. Care rămâne pe 4. Lupescu e pe 3 și ieri a făcut o zi bună de concurs la triplu salt. 5.50, cea mai bună performanță a ei de până acum. Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Rapid București. Lupescu depășită.
Da, undeva o să avem la limită, dar totuși nu depășită. Vedem foarte clar urma lăsată și ne pregătim de prima serie și cea mai importantă din punct de vedere valoric la 800 de metri fete. Costiuc, Bodnariuc, precum și Teușan, Sfârghiu și Talpiș. Talpiș, ne amintim, s-a impus ieri în proba de 400 de metri. O vedem acum, o depășire curajoasă încă din primul tur. Da, e interesant aici de văzut cine câștigă Talpiș sau Sfârghiu, pentru că și ea a câștigat la 1500. Este o dublă foarte greu de realizat în istoria olimpică, un singur sportiv, îmi scapă numele acum, dar știu statistic, un singur sportiv a reușit să obțină dubla la 400 metri și 800 de metri. Evident, aici este campionatul național al României, dar un lucru impresionant dacă Talpiș va reuși să se impună și la 800 de metri. Da, să vedem și funcție de strategie. Eleva Elenei Țâmpău de la CSM Suceava, mă refer la Talida Sfârghiu, aur la campionatele balcanice de tineret de la Sofia, spuneam, dar într-o altă probă. Proba de 1500 de metri, e cu totul altceva. Una dintre atlete a urcat, cealaltă a coborât, să zicem. Punctul de vedere al distanței. Sunt strategii diferite, eforturi diferite. De urmărit ce va face Sfârghiu în ultimul tur. Pare că s-a amenajat până acum. Să vedem dacă va reuși să declanșeze un atac fulgerător în ultimul tur. Sau poate doar se resimte după cursa de ieri. N-aș spune, Sfârghiu a avut aceleași grimase și ieri, dându-ne de multe ori senzația că are o problemă medicală sau că se întâmplă ceva. Apoi ne amintim finish-ul acela incredibil. Ultimul tur, acum vom avea dintr-o clipă în alta și rezultatele. Să vedem cine Sfârghiu atacă. Sfârghiu acum apare pe exterior. Talpiș și ea preia conducerea în fața lui Bodnariuc. Da, Talpiș și Sfârghiu, între ele două se va da. Sfârghiu reușește să se strecoare acolo, să fie pe doi. Talpiș, ce sprint final, reușește pe ultimii 50 de metri. Da, Talpiș și Sfârghiu. De la CSM Bistrița, impresionantă performanța tinerii sportive, Larisa Paraschiva. Talpiș se impune și la 800 de metri după ce ieri câștiga 400. Bun, noi ne antepronunțăm acum, pentru că mai sunt încă trei serii, dar spuneam că sportivii sunt plasați în aceste serii după cei mai buni timp obținuți în ultimul sezon competițional, deci teoretic, acum am văzut cele mai bune rezultate și cei mai buni sportivi. Timpul învingătoare, am uitat să-l menționăm, 2 minute, 13 secunde și 70 de sutimi. Virdol sare acum pentru a cincea oară în această dimineață. 2.14 pentru Sfârghiu, 2.14.73 pentru Coștiuc. Virdol rămâne pe 7, iar noi avem, uite, multe informații, sperăm să nu fim confuzi pentru cei care ne urmăresc pe social media, pe pagina de YouTube. Așadar, avem finala 60 de metri garduri. Așadar, dacă vă interesează, LPS Câmpul Lung Muscel îl are în linia 1 pe Constantin Dinescu, pe culoarul 2 LPS Brăila cu Hariga Ștefan Robert, apoi Ionuț Daniel Dinu de la Palatul Copiilor pe culoarul 3, pe culoarul 4 va fi în finala de 60 de metri garduri Robert Simion, Șendrea pe 5, Țechiu pe 6, Bledea pe 7 și Simpetru pe 8. Culoarul 8, evident. În imagine a fost și Răducă Raluca în a cincea încercare. Cel mai bun timp din serie, așadar obținut în seria a doua de Robert Mihăiță Simion, 8.27 față de 8.34 al lui Șendrea, dar vă reamintesc că ultimul a practic scos din viteza a șasea pe ultimii metri, a terminat cursa undeva în viteza a treia. Da. Start și în cea de-a doua serie, așadar, la 800 de metri, cu Neață, Zediu, Constantin, Ureche și Neagu. De la Triumf București, CSS Bacău, CSS numărul 1 Constanța, CSM Bistrița și CSM București. Interesant, Florin, nu am mai văzut-o pe Alexia Dospin la lungime.
Da. Nu o văd nici în sectorul de sărituri, așadar cred eu că... Dar nu știu dacă exista vreo rațiune pentru care Dospin să renunțe la cea de-a treia încercare. Probabil s-a văzut destul de în fruntea clasamentului cu 5.84, fiind destul de obosită și de ieri de la triplu, a ales așadar să rămână cu acea performanță din prima încercare. Performanță care spun eu că îi asigură titlul în această probă. Dar e pe 2 acum. În continuare, grafica ne-o dă pe 2, să vedem dacă așa e. Știrbu apare ca fiind prima, o să vedem și care e performanța ei. Atunci când o vom vedea sărind. E evident, ritmul din această serie la 800 de metri, mai lent decât în prima. Neagu, Ureche, conduc deocamdată. Momentul în care se pregătesc să intre în ultimul tur de pistă. Neață e a treia, e un pluton de sportive care s-a desprins. Undeva în 1.48 s-a intrat în ultimul tur. E o chestiune și de orgoliu, dacă vrei să câștigi seria, chiar dacă asta nu ți asigură în vreun fel prezența pe podium la finalul naționalelor. Da, este o victorie morală. Da, și în finala B, așa cum s-ar fi putut numi Lesne, Ureche pare să se fi desprins în câștigătoarea acestei serii, dacă ai notat timpul, undeva 2.20.85. Da, 2.20.85 pentru Ureche, mult sub performanțele din prima serie, unde Talpiș reușea un 2.13.70. Practic 7 secunde. Da. E mult, foarte mult la 800 de metri, la distanța asta. Diferența. Și mai avem încă două serii, ne pregătim pentru cea de a treia, să vă facem cunoștință cu concurentele Andreea Bogdan de la CSS Blaj, apoi Diana Pascal de la CSS Rădăuți, Ilaria Maria Scoporan de la CSM Baia Mare, Anita Beder de la CSS Sfântul Gheorghe și de la CSS Media și Diana Elena Comnac. Steagul roșu, am pierdut-o pe Știrbu. Da, ea apare pe prima poziție pe tabelă. Poate ne mai, ajută odată colegii de la grafică cu cel mai bun rezultat de până acum al celei pe care o vedem acum, de la CSS Unirea Iași. Ea este Ioana Sabina Știrbu, a călcat bine. Da, start între timp în cea de-a treia serie la 800 de metri, cu, cum ai spus, Bogdan, Pascal, Scoropan, Beder și Comna. Ne așteptăm să vedem undeva deja timp în jur de 2.25. Da, posibil în această serie sportive de la categorii de vârstă mai mici, junioare 2, junioare 3. Conduce seria până acum Andreea Bogdan. 5.94 da, pentru câștigătoarea de până acum, dar e foarte supărată. Nu știu care sunt rațiunile. Mai e o singură săritură Alțner între timp. Ce dumneavoastră vedeți această probă? Și-a încheiat socotelile cu ediția de anul ăsta a naționalilor sub 20 de ani. Alțner venită in extremis în finală, va termina certamente pe poziția a 8-a. Revedem înregistrarea cu săritura Evei Alțner. A fost bună, pragul impecabil, chiar olimpic. 5.35 pentru Eva Alzner. Ea reușea să intre prima în finala de 12 cu 5.02. Așadar, performanță bună. Da, e o îmbunătățire consistentă a... Vedem în continuare pe Virdol sărind. Președintele Federației Române de Atletism, domnul Florin Florea, va veni alături de noi ca să tragem concluziile de până acum, să vedem ce ne așteaptă în lunile și mai ales în perioada care urmează. Alex,
revine cât de curând aici, pentru că deja e casa lui zona asta de comentariu, se simte poate mai bine decât la 200 de metri. Domnule președinte, suntem în a doua zi, cum vi s-a părut prima din punctul de vedere al, să zicem, nivelului la care s-a desfășurat competiția, rezultatelor obținute? Bună dimineața, în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Sunt două lucruri clare, să zic așa. Unul dintre ele este acela că nu am fost la competiție, dar știu despre ce e vorba. Am fost la Sfântul Gheorghe pentru că se discută despre construirea unei săli de atletism cu 6 culoare și am avut întâlnire cu oficialitățile din Sfântul Gheorghe și lucrurile sunt pe direcția bună, dar legat acum de rezultatele de ieri, după părerea mea, sunt la nivelul așteptărilor, poate puțin mai mici, având în vedere că a fost deja campionatul balcanic de juniori și practic acolo au fost foarte mulți sportivi cu vârful de formă, dar au fost rezultate bune și aici. De exemplu, chiar acum mă uitam și astăzi la 800 fete, un rezultat foarte bun, știți că Talpeș a fost descalificată la Balcaniadă, dar aici a câștigat. Rezultate foarte bune ieri la 1500 fete, cu cele două fete de la Câmpul Moldovenesc, a doamnei profesoare Țâmpău. A fost bine și la 60, Munteanu a câștigat, e adevărat, lipsa lui Duicu. Care a legat foarte bine la Balcaniadă. Dar așa este în sprint și eu știu că am făcut sprint și știu cum este, dintr-o fracțiune de secundă pierzi tot ce ai adunat într-o jumătate de an. Dar una peste alta, cred că este un concurs frumos. În primul rând, putem să spunem că mergem înainte cu atletismul și asta este lucrul cel mai important. Da, mă opresc mai puțin ca să vedem pe Barizi. Ea are acum ultima încercare în concurs și să vedem dacă reușește să prindă in extremis podiumul. Altfel, dezamăgită după ce ieri cu 5.43 era a treia calificată în finală, își punea cu siguranță speranțe și gândurile ei pentru o medalie astăzi. 5.38 rămâne în afara podiumului cu această încercare. Nu știu ce s-a întâmplat cu Dospin, dacă e accidentat, n-a mai sărit după primele două încercări astăzi. Da, nu știu nici eu, m-am venit de câteva minute și nu știu exact despre ce-i vorba, dar se poate întâmpla, eu știu, să te accidentezi chiar în timpul concursului sau înainte de concurs. Atletismul este un sport uneori imprevizibil, deși el pare foarte sigur calculat ce ai făcut în fiecare zi, dar important este că îi vedem pe sportivi, sunt motivați, au venit din toată țara. Sunt oameni care pun preț pe competiție. Da, vorbeați de imprevizibil. Poate cele mai, să zicem, imprevizibile aspecte ale zilei de ieri, descalificarea lui Duicu, apoi Emma Zac, o altă favorită a cursei. Așa este. Ca să nu mai vorbesc de Costea la săritura cu prăjina, care n-a prins nicio săritură bună. Așa este. Astea sunt lucruri care țin de foarte multe ori de motivarea sportivului, dar țin și de ziua pe care o prinzi în acel moment. Pentru că atletismul chiar este un sport de foarte mare finețe și regulile sunt foarte clare. Nu poți să spui că te ajută partenerul. Aici lucrurile sunt clare. Ai depășit, ai ieșit din joc. Ai furat un start, ai ieșit din joc. Doborât o ștachetă, ai terminat povestea. Lucrurile sunt foarte fine într-o fracțiune de secundă și cel care urmărește atletismul sau cei care urmăresc atletismul știu că aceste lucruri fac parte din frumusețea atletismului. Da, 5.49 pentru Lupescu e cel mai puțin supus subiectivului, dacă vreți. Așa este. Nu există loc de interpretare, cum e în cazul gimnasticii, cum e în cazul altului. Patinajului artistic. Chiar și handbalului, fotbalului, rugby-ului, în general. Așa este. De multe ori se mai lasă unii pe alții. Aici nu prea ai. Doar ștafetele sunt cumva mai o probă de echipă și alergările montane, alergările pe șosea, poți să faci o strategie de echipă. În general este un sport individual, unul la unul. Te bați cu cronometru, te bați cu centimetri, te bați cu locul. Ghiuț a câștigat această ultimă serie la 800 de metri, vin și celelalte. O serie din care au mai făcut parte Ioana Bitea, Timea Costa de la Lugo și Mioara Ciuche de la CSS Caransebeș. Domnule președinte, nu pot să ratez ocazia să nu vă întreb despre europenele de săptămâna viitoare. 15 sportivi la Torun pentru România, la ce ne așteptăm? Da, avem o echipă frumoasă, o echipă valoroasă și numeroasă. Chiar acum am terminat testele COVID.
după amiază o să primim rezultatele, pentru că sunt condiții speciale de încălcare pe o platformă cu câteva zile înainte, deci sunt niște reguli mai deosebite. Când ajungem în aeroport, de asemenea, se face din nou test, nu prea au voie să interacționeze, eu știu, sportivii cu celelalte categorii de oficiali. Deci sunt cumva o pregătire mai specială. Eu cred că avem șanse chiar să luăm o medalie, poate două. De asta vă spun, sunt momente în care te duci favorit la o medalie și te oprești la o probă sau o depășești, sau de asemenea ești cumva în primii 3-4 și poți să și câștigi. Mai ales dacă nu sunt diferențe foarte mari, adică dacă e locul 1 foarte departe, greu. Dar, în general, din ce vedem că se întâmplă în Europa, în momentul ăsta suntem cumva cu câțiva sportivi, mă refer la Bitan, la Miklos, Andreea, cu câțiva sportivi care Nesteriu sunt... Nesteriu, poate? Da, la Nesteriu, că este o sportivă foarte bună și a depășit foarte mult rezultatele personale. La gardul este un pic mai greu, pentru că sunt multe alegătoare bune, dar eu o văd în semifinale și dacă prinde o zi bună, eu chiar așa discutam cu ea că poate fuge sub 8-10, este posibil să prindă și o finală. Și în momentul ăla chiar avem o gardistă de nivel european și mondial. Da, spunem acum celor care ne urmăresc care e lista primei serii de la 800 de metri băieți. Marele favorit, Mark Fandley, prezența lui la ultimele jocuri, la ultimele campionate balcanice cu medalie de aur pentru delegația României, apoi Adrian Bondoc, Alexandru Prâsneac, Andrei Anton, Adelin Pop, Petru Core și Alexandru Dinu. Orădeanu cu siguranță favorit și astăzi. Are o poveste interesantă. A fost elev la Colegiul Național Mihai Eminescu. Apoi anul trecut, chiar înainte de pandemie, s-a stabilit la Debrecen, în Ungaria, unde a urmat și școala și se și pregătea. Așa este, sunt poveștile sportivilor și atleților, fac parte din frumusețea atletismului, mai ales că fiecare dintre atleți are povestea lui și chiar merită la un moment dat să facem râs de ea și să o promovăm și să o publicăm. Dar foarte frumos, foarte frumos se vede și transmisia, foarte frumos, foarte frumoasă este cursa și îmi dau seama că putem să promovăm sportivii noștri juniori, pentru că avem o echipă de juniori și o generație de juniori foarte bună. 1.54.61 a obținut Mark Fandley la 800 de metri la campionatele desfășurate la Sofia, în Bulgaria. Acum Mark Fandley și Bondoc cu aceeași manieră, să vedem dacă îl atacă Bondoc și dacă va reuși să-l depășească pe Orădean. Ce luptă frumoasă! Da, foarte frumoasă! Bondoc, iată că reușește să-l ia pe turnantă. Să vedem însă dacă are energie pentru ultimii 50 de metri. Da. Îl ia Bondoc pe Fandley, ar fi o surpriză, da, să zicem, câștigătorul de la campionatele balcanice pierde locul întâi în fața lui Bondoc. Felicitări pentru Bondoc, el a avut ghinion, să spunem, data trecută a fost depistat cu COVID și n-a mai putut face deplasarea la Sofia și iată și-a luat revanșa și îl felicit pe el și pe antrenorul lui și clubul și toți cei care sunt în spatele lui. Felicitări! Da, o cursă foarte interesantă. Cea mai bună serie a fost cea pe care am avut 1.52.57 cu bucuria lui Bondoc și pentru un timp bun, timp care a fost ajutat de concurența pe care a avut-o Fandley. Așa este, este adevărat. Dar este un sportiv de perspectivă. Chiar discutam cu antrenorul lui cam de acum 2 ani, spunea că o să va fi un sportiv de perspectivă și un sportiv de valoare. Și cred că deja a început să promită. Ține de ei și de noi, cei care suntem alături și încercăm să-i sprijinim cu toate mijloacele noastre să devină un sportiv foarte bun. Dar la campionatele balcanice, iată bucuria lui Bondoc, România a reușit 12 medalii la seniori. La senior, două dintre acestea de aur. Să zicem, comparativ cu anul trecut, ar fi mai puține. Concurența a fost mai mare anul ăsta sau e o altă explicație? Este și concurența mai mare. Au venit două țări importante. Dar și anul trecut a fost Ucraina, dar nu a venit cu delegația pe care a venit anul ăsta. Am avut și noi, n-am avut-o pe Rotaru, nici Claudia Bobocea n-a fost în zilele cele mai bune. În mod normal trebuia să câștige o probă sau ne așteptam la o probă. A luat argint și bronz. A luat argint și bronz, ceea ce înseamnă că nu este chiar în forma cea mai bună, dar să sperăm că la campionatul european, își va demonstra valoarea. Așa că
per ansamblu, practic, a fost o competiție de verificare, o competiție în care sportivii au avut un concurs de top și asta e foarte important. De exemplu, așa cum spuneți, Andreea Micloș a făcut un rezultat fantastic și chiar ne-a surprins pe toți. Da, rezultatele finale la săritura în lungime, locul 3, Denisa Lupescu, 5.50, Alexia Dospin cu doar două sărituri, 5.84 pe poziția a doua și câștigătoare Ioana Sabina Știrbu, 5.94, care, să zicem, nu-i rău. Nu e rău, nu sunt rezultate excepționale, dar gândiți-vă că trecem prin momente dificile, toată societatea, toată lumea, și atunci există un element, să spun, de teamă, nu te duci, nu toată lumea se antrenează așa cum o făcea înainte, nu știi dacă anumite competiții se mai țin sau nu se mai țin, cluburile sunt cumva și ele într-o zonă de așteptare și până la urmă, ăsta a și fost mesajul nostru, să încercăm să îi ținem în priză și să îi ținem la cald, așa cum am spune, pentru că altfel lumea se demoralizează, și nu am făcut nimic. E greu să revii după aia. Da, vedem cea de-a doua serie la 800 de metri cu Nazare, Coș, Moroșan, Negru. Acesta este plutonul fruntaș. Dintre aceștia se va stabili câștigătorul acestei serii. E greu de imaginat însă că cineva va putea să se atingă măcar de timpii lui Bondoc sau lui Fandli din seria precedentă. Coș, Moroșan și Negru. Aceasta pare să fie formula în care se trece linia de start. Într-adevăr, peste 2 minute, 2-0-1-51-52 pentru câștigător. Prima serie este, de regulă, este seria principală, seria favoriților, urmând ca celelalte serii să se facă în funcție descrescătoare a performanțelor și, practic, te evaluezi cum ești astăzi pentru a-ți reface programul și proiectul pentru vară. Da, o să facem cunoștință și cu ultima serie, mă rog, cea de-a treia serie, pentru că sunt șase în cazul băieților. Marius Călin, Andrei Conciu, Adrian Miheșan, Răzvan Lupu și Robert Olah de la Craiova, Onești, Cluj-Napoca, Hunedoara și Oradea. Și asta e important din perspectiva faptului că, mă rog, există centre de tradiție, cum este cel de la Bacău, de la Suceava, de la Onești, Deva. Dar e o prezență... Cluburile din București, nu mai spunem, aproape din toată țara, ceea ce e îmbucurător, de la Lugoj, de la Caransebeș, de la... Da, asta este un lucru bun și face parte cumva o continuare a strategiei atletismului, dar noi am accelerat cumva acest mod de a lucra. Încercăm să încurajăm toate cluburile din țară prin asociațiile județene și prin administrația publică locală, pentru că, practic, cumva sportul de acolo pleacă. Atât ca și pregătire la nivelul cluburilor, cât și ca și sprijin din partea administrației locale. E adevărat, este o perioadă de transformări, până când vor învăța și cluburile să-și facă solicitări pentru fonduri, până când primăriile își vor face norme, dar este clar că am câștigat multe cluburi și deja trebuie să ne îndreptăm către mai jos, poate cumva, poate la orașele mici, la comunele mari, unde se pot de asemenea descoperi copii. Și asta este unul din obiectivele noastre, pentru că trebuie să asigurăm baza atletismului și aia nu putem face decât din țară. Oricât ai trage de un oraș, nu poți să obții mai acolo. Da, există comunități, așa zis, rurale, pentru că ele sunt doar pe hârtie rurale, în general în zonele metropolitane ale marilor orașe, unde sunt bani, unde există infrastructură, unde există investiții, așa numitele cartiere dormitor, de fapt, pentru așa marile este, orașe. Da, da. Ei, asta este deja un mod de dezvoltare și un mod de a privi, practic, dezvoltarea și a atletismului, dar și al altor activități și servicii. Te duci către comunitățile respective și le propui ceea ce ai de făcut. Ceea ce oferă federația, ceea ce poate să oferă atletismul, ceea ce poate să ofere sportul în sine, pentru că numai așa putem să atragem oamenii, să le spunem ce facem, cu ce ne ocupăm. Altfel nu avem nicio șansă. Să zicem așa, în ordine cronologică, pentru atletism, după aceste ediții care au avut loc, și până la urmă, eu am spus și data trecută, e un curaj pe care vi l-ați asumat ca Federația Română de Atletism de a organiza condițiile în care Europa s-a închis anul trecut. Da. Practic, cel mai mare eveniment atletic al anului a fost la Cluj. A fost la Cluj și a fost apreciat de către conducerea europeană și conducerea mondială. Știți că a fost președintele World Athletics, domnul Sebastian Cău. Dar ideea este următoarea.
vedeți că și Polonia în momentul ăsta face eforturi pentru a ține în viață treaba asta și activitatea de atletism. Și ăsta este un mesaj foarte bun, pentru că campionatele europene de la Paris s-au închis, ceea ce a fost o mare lovitură pentru noi. Deci nu s-au amânat, s-au anulat. Ceea ce, da, a fost un minus. Enorm de multe planuri s-au dat peste cap. Și asta este lucru, noi ne-am raliat celor care am spus că respectăm toate regulile, facem tot ce putem, chiar dacă intrăm câte unul în sală, dar trebuie să ducem mai departe această eu știu, idee și de a duce atletismul mai departe. Și partea de sport, dorința de a face mișcare, este de fapt principalul câștig. Da, pentru că altfel vedem finalul ăsta de serie. Cine își putea imagina că bunăoară e posibil ca un meci dintre Atletico Madrid și Chelsea să desfășoare la București? Câștigă această serie Conciu, dar timpul său 2:10 în afara, să zicem, zonei de podium. Asta e, își asumă anumite țări, inclusiv chestiunea asta, până la urmă situația pare să nu fie stabilizată la nivel mondial în privința... Nu e nimic clar. Adică în momentul ăsta, europeanul de la Cluj, sunt, eu știu, șanse, măcar 5% să nu se țină? Bine, acum se pot întâmpla foarte multe, dar în principiu nu ne gândim la așa ceva, pentru că în momentul în care se va întâmpla acest lucru, vom lua atunci o decizie. Nu are rost să mergem, pentru că... Cu dropul de sare. Exact. E vorba și de mesajul pe care îl dăm celor de la, eu știu, comunității atletismului și mai ales Comisia Tehnică a EAU-ului nu a lăsat deloc garda jos. Din potrivă, în data de 15 martie avem o comisie de 6 persoane pentru a trece la partea tehnică de analiză și de evaluare a ceea ce avem la Cluj și direcția este să ne pregătim și ne pregătim și acum pentru campionatul european din 2023. Ne suntem în pole position acolo, s-a modificat data de desfășurare, din iulie s-a făcut în august în 2023, dar se lucrează foarte mult și comunitatea din Cluj lucrează foarte mult la acest proiect pentru a ține campionatul european la Cluj. Asta într-o țară în care recunoaștem de 30 de ani infrastructura sportivă e la pământ, e aproape că de domeniul filmelor științifice, fantastice să organizezi asemenea competiții în România, pentru că nu știu, fiecare ciclu electoral aduce promisiuni. Așa este. Vom face, vom drege, planuri de marketing, din fericire, studii de fezabilitate, da, și machete. Este, din fericire, comunitatea din Cluj, a atleților, Asociația Județeană, Universitatea, deci sunt persoane care au o tradiție mare în Cluj, au reușit să determine comunitatea locală să nu desfințeze pista când au construit stadionul și au refăcut stadionul în Moina. Ceea ce înseamnă că au devenit dintr-o dată în pole position în România, un stadion de top. Este singurul în România cu care putem face o competiție de atletism de nivel european, iar pe această cale mulțumesc atât Consiliului Județean, mai ales, dar și Consiliului Local și celor doi conducători, primarului și președintele Consiliului Județean, domnul Tișe, pentru că în 2018, când le-am propus acest proiect de 5 ani pentru 2023, au fost foarte receptivi și ne-au sprijinit cu tot ce au vrut și ce am avut noi nevoie. Și asta ne face ca să ne putem gândi în 2023 și în 2029 anul ăsta să facem aceste două competiții. Aceeași deschidere o avem la Sfântul Gheorghe. Deci cochetez cu ideea asta de vreo 3-4 ani cu domnul primar de acolo. S-a și nimerit acum că sunt mai mulți bani pentru baze sportive. E important să ducem proiecte și acum lucrăm la acel proiect de sală cu 6 culoare, cu 2600 de locuri, o sală circulară omologabilă în care putem face un campionat european de seniori. Asta este ideea, facem o sală pentru România, în centru țării, aproape de Brașov, aproape de aeroport, aproape de tot ce înseamnă infrastructură, practic, eu știu, de transport, ceea ce e un lucru bun, dar avem deschiderea, asta e important, că avem deschiderea comunității locale. Da, e important în condițiile în care, mă rog, e în inima României, chiar da, la Sfântul Gheorghe. Cele mai multe investiții în infrastructura sportivă acolo au fost făcute cu suportul guvernului maghiar. Da, aici nu este vorba de suportul guvernului maghiar, ci este vorba despre suportul guvernului României, practic prin acele fonduri de reziliență pentru dezvoltare. Important este, repet, să avem proiecte de bună calitate, să nu facem rabat de la nicio regulă și niciun, o dimensiune, să zic așa, a sălilor sau a ceea ce trebuie
ca funcțiune pentru aceste săli. Asta da, este incredibil. Și acum nu-mi stă mintea în loc când mă gândesc numai la sala de sport din Craiova, despre care aflu, domne, că nu poate fi omologată, că n-are dimensiuni. Așa este. Stadionul de la... Domne, cum e posibil? Adică înainte să le construiești, nu e în vedere toate lucrurile astea? Din nefericire, până în 2018, când s-a modificat legea 69 și a fost cumva în regulamentul de punere în regulamentul de punere în aplicare a legii, s-a stipulat că pentru construcțiile sportive să se ia legătura cu federațiile, obligatoriu CNI-ul în special să facă treaba asta, până atunci nu era obligație. Și atunci fiecare primărie, fiecare, eu știu, comunitate locală încerca să facă și el cu ce avea acolo în curte. Ei, în momentul ăsta sunt mari discuții și noi am fost consultați de multe ori pentru proiecte de stadioane, inclusiv la Craiova, pentru stadion am fost consultați, pentru Deva, pentru Buzău, pentru Târgoviște, pentru Slatina, pentru Oradea. Deci federația este cumva activă în această zonă și acum avem și noi un departament tehnic de omologare. Practic ne punem cumva la punct cu acest domeniu. Din cauza asta s-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Nu-i nimic wow. Pur și simplu nu s-a gândit că cineva știe mai bine decât cei de acolo, poate, pe domeniul ăsta tehnic al construcțiilor sportive. Da, în seria 4 a fost câștigată între timp de Boldi Bancă, iar cei pe care îi vedeți acum sunt sportivii din seria 5 a Valorica finalei de 800 de metri băieți, Raul Manuel Dan de la LPS Cetate Deva, Andrei Florin Toma de la LPS Buzău, Eric Rus de la LPS Cetate Deva, Adrian Bejucă de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea și Ioan Alexandru Dragomir de la Clubul Sportiv Caransebeș. Așadar, o listă de 5 în penul ultima serie la 800 de metri se pregătește ușor și finala fetelor la 60 de metri garduri cu Daria Grigoroiu principală favorită. Da, domnule președinte, vin alegerile și la federație, am înțeles că ați pe 22 aprilie. Da. Pot să spun cu certitudine că Consiliul Federal a aprobat în unanimitate începerea procedurilor pentru alegeri, s-au stabilit toate condițiile, s-au stabilit toate datele, practic cu 45 de zile înainte vor fi publicate pe site-ul Federației și vor fi transmise tuturor cluburilor invitația de participare cu membri, cu cu vicepreședinți, cu toți cei care doresc să aducă un plus pentru Federație. Eu nu vreau să comentez altceva decât că aș vrea să le urez succes tuturor, să se gândească și să tot, mă refer aici la conducătorii de cluburi, să ne gândim că avem deja o direcție către Europa și către atletism de bună calitate și dacă toate lucrurile astea, organizatorice mă refer și cele care fac ca sportivii și antrenorii să poată manifesta în condiții normale, vor aduce și performanță. Nu, performanța nu o găsim într-un laborator sau undeva după colț, ea trebuie să fie, după părerea mea, rezultatul unei strategii, a unei gândiri și a unui mod de a fi comparabil cu ceea ce se întâmplă în străinătate. Cam de aici este mesajul. Da, s-a încheiat și penultima serie, îl vedem pe Raul Manuel Dan, care câștigă cu 1.59.87, a coborât sub 2 minute în această serie. Urmează ultima, Valoric, cu Antonio Maier, cu David Cosma, cu Ovidiu Turcu și cu Bogdan Rostaș. Vreau să mai spuneți ceva? Nu, aș vrea să spun că trebuie să merg jos în sală, pentru că mai sunt câteva lucruri de rezolvat. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, doresc succes tuturor celor care concurează astăzi. Vreau să mulțumesc președinților de cluburi și directorilor de cluburi care au făcut posibilă venirea sportivilor aici, pentru că practic acolo este SEVA, noi aici suntem cumva cei care organizăm, administrăm și evaluăm lucrurile și pot să le doresc succes candidaților, pentru că de săptămâna viitoare se depună solicitările și dorințele de a candida și să facem în așa fel încât atletismul să meargă cât mai sus. Asta e de fapt ideea principală. Domnule președinte, vă mulțumesc, nu vă opresc din treabă, aici continuăm transmisia. Așadar, vedem ultima serie valorică la 800 de metri cu Maier, Cosma, Turgu și Rostaș, pe care ne pregătim probabil pentru cea mai așteptată finală, cea de 60 de metri garduri, mai înainte rândul fetelor, apoi sunt băieții, finaliștii. Se așteaptă așadar evoluția acestora
După ce vă reamintesc finala, săriturii în lungime fete a fost adjudecată de Știrbu, a bătut-o pe Dospin. Rămâne însă întrebarea dacă Dospin a avut probleme sau a abandonat după cea de-a doua încercare din rațiuni considerente, să zicem, tactice, strategice, pentru a se menaja la capătul unui weekend, unui sfârșit de săptămână în care a concurat și a câștigat ieri inclusiv proba de triplu salt. Cosma deocamdată în față, Rostaș și Turcu îl urmează în această ultimă serie. Intră în ultimul tur cât de curând. Dar băieții se pregătesc pentru proba de săritură în lungime. E un alt moment interesant al zilei. Leonard Căpățână, Sorin Voinea, Cristian Radu, Sebastian Băjenică, Mihai Militaru, Răzvan Nicoară, Andrei Enache, Ștefan Lică Mihai, Andrei Sandu, Horațiu Sabău, Constantin Pruteanu, Ionuț Iordache și Ștefan Gagiu, finaliștii. A fost cea mai mare concurență, dacă vreți, la vreo probă. Așadar, e vorba de proba de săritură în lungime. Numai puțin de 30 de concurenți înscriși ieri în preliminarii. Cel mai slab rezultat cu care s-a intrat astăzi în finală a fost cel de 6-20. 6-20, așadar, timpul cu care s-a reușit intrarea în acest ultim act, de la care vom avea imagini în direct cât de curând. Acum îl vedem în imagine pe Cosma, câștigătorul ultimei serii, sportivul legitimat la CSS Blaj. 2-13, noi vedem festivitate de premiere, în care o vedem pe Talida Sârghiu pe poziția a doua, finala desfășurată astăzi, așadar, ceva mai devreme aici. Vedem și antrenorii și dubla ipostază a câștigătoarei și ieri și astăzi pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Interesant. Iar noi ne pregătim din ce în ce mai serios pentru finala de 60 de metri garduri, așadar bună performanță pentru Talpiș. Larisa Paraschiva Talpiș de la CSM Bistrița, protagonista acestor două zile de până acum, dublă medalie de aur la campionatele naționale sub 20 de ani. Băieții sunt în continuare în pregătire pentru ceea ce înseamnă proba de săritură în lungime, iar noi le vedem pe protagonistele, cele din finala de 60 de metri garduri fete. Și va fi o luptă interesantă. Haideți să facem cunoștință. Ea e Tițoiu pe culoarul întâi de la CSM București, Reca Lazăr pe culoarul al doilea de la Clubul Sportiv Școlar Odorheiul Secuiesc, Balaban, Cosmina Denisa de la LPS Brăila, CSM Onești, apoi Iulia Daria Grigoroiu de la CS Universitar Reșița, CSS Reșița, principala favorită și din perspectiva timpului obținut în calificări. Govoreanu are și ea o experiență importantă, Colegiul Național din Râmnicu Vâlcea, de la Timișoara, de la liceul cu program sportiv școlar Banatul, Ioana Dragana Jovanovici, apoi de la CSM Orenște, Andreea Alexandra Dinu, pe culoarul al șaptelea, iar pe culoarul 8 de la CSM București, Ana Maria Mardar. Aceasta este lista de start. Au fost serii de calificări, cei mai buni 8 timpi au avut acces în acest ultim act care se desfășoară în acest moment. Așa cum vă spuneam, cu puține momente în urmă, va fi o finală interesantă din perspectiva disputei dintre Grigoroiu, Govoreanu și Balaban. Acestea ar fi primele trei. Rămâne de văzut dacă și aceste așteptări se confirmă. Ieri, probabil, într-una dintre surprizele actuale ediții a naționalelor sub 20 de ani, Beniamin Duicu a luat startul greșit și n-a putut să participe la probă. E o probă foarte rapidă, unde fiecare fracțiune de secundă contează. Emoții probabil la Reșița, antrenată de Ștefan Naghi,
Daria Grigoroiu, provine dintr-o școală cu importante rezultate, mai ales în atletism, școala Reșițeană. Am văzut săptămâna trecută campionatul național de marș, 20 de kilometri de la Timișoara, unde doi reșițeni, legitimați, dar și născuți, crescuți în Reșița, e poate cea mai mare concurență la nivel înalt într-o disciplină atletică în România, între cei doi. Dar până atunci revin la proba de 60 de metri garduri. Mihail a câștigat la Timișoara, rămâne de văzut în fața lui Cocioran. Se dă cât de curând startul la 60 de metri garduri. Grigoroiu, Govoreanu sau Balaban? Imediat aflăm răspunsul. Este start bun, a plecat bine Grigoroiu pe culoarul al patrulea. Are un avans consistent cu care va câștiga detașat. Govoreanu vine pe 2, iar pe 3 Balaban. Așa mi s-a părut mie. 8.37, bucuria ei și a antrenorului pentru o performanță scontată a Iuliei Grigoroiu, cea mai bună la această categorie de vârstă, evident, în ultima vreme, la ultima ediție a campionatelor balcanice de specialitate, așa cum spuneam, de atletism. Grigoroiu n-a alergat rău la 60 de metri garduri, 8.54 a obținut acolo, la Sofia, și acum fericită, aplaudându-și propria reușită. Govoreanu a venit încă o dată, cred, pe 2, iar Balaban pe 3. E o fată tânără, o fată de viitor, această Iulia Daria Grigoroiu, de la Clubul Sportiv din Reșița. Felicitări așadar ei, antrenorilor, pentru performanța scontată. Foarte important de gestionat acest moment în condițiile în care au fost, spuneam, surprize până acum. L-am recuperat la microfonul de comentator pe Alex Terpezan, campionul nostru la 200 de metri, după ce am aflat din vorbele președintelui Federației Române de Atletism care sunt planurile pe termen scurt și mediu. Bine ai revenit, Alex. Cum e atmosfera în sală? Spune-ne așa, de la firul ierbii. Da, păi am stat de vorbă cu ceva antrenori în urma probei de 800 de metri. Foarte bună performanța lui Bandoc. Aceștia, antrenorul federal Dragomir, era și secretarul general al Federației, domnul Augustin Iancu. Am discutat cu ei și despre planurile de infrastructură la nivelul țării, discutam despre o posibilă construcție a unei noi săli de atletism la Sfântul Gheorghe, se vehiculează un plan. Dar ne-a spus chiar domnul președinte, da, aici. Da, da. De la 8.54 la 8.37 am îmbunătățit timpii în doar două săptămâni la 60 de metri garduri, Iulia Grigoroiu. Da. 8.54 la Sofia, 8.37 acum. Am ratat finala, eram în drum spre Cavina aici când a fugit Daria Grigoroiu. Dacă poți să-mi spui și mie timpul, 8.37 am înțeles. 8.37, da, fugise 8.57 în serie. Timp foarte bun, 8.37, se apropie de timpul lui Nesteriuc, 8.15 are. Bine, însă gardurile, înălțimea gardurilor diferă. A început între timp finala de săritură în lungime. Vă spuneam la un moment dat care e lista de start. Noi îl vedem acum pe Enache, Andrei Vlad Enache, de la CSA Steaua București, în prima lui încercare. Una care nu va intra în istoricul acestei ediții. Cred că încă sunt în încălzire, dacă nu mă înșel. Nu par. Nu? După cum văd mișcările de trupă, e puțin probabil. A început competiția. Rămâne de văzut însă care vor fi rezultatele. Ai aflat cumva, eram foarte curios, ce s-a întâmplat cu Dospin? N-am reușit să aflu informații despre Dospin. Cu mare parte am discutat despre seriile la 800 de metri. Dar posibil o accidentare ușoară, iar lucrul acesta, uite, avem acum în imagine festivitatea de primire de la lungime feminin cu Lupescu, Dospin,
pe picioarele ei, așa, dar probabil doar o accidentare ușoară. Da, Ioana Sabina Știrbu, câștigătoare de la CSS Unirea Iași, CSM Iași, cu 5,94. E o îmbunătățire, o ameliorare de aproape 50 de centimetri. Da, față de performanța obținută în calificări. Foarte bună zi a prins sportiva din Iași. Alexia Dospin, aur ieri, argint astăzi, în vreme ce Denisa Narcisa Lupescu de la CS Rapid București are bronzul săritoarelor în lungime și deja tradiționala fotografie de pe cea mai înaltă treaptă a podiumului pentru protagoniste. Aveai dreptate, n-a început proba de săritură în lungime, sunt doar momentele de încălzire în care se reglează pașii, se stabilesc reperele pentru sportivi. Foarte important, s-au ridicat gardurile între timp, semn că vin băieții pentru proba de 60 de metri. Da. Avem lista de start și în ceea ce îi privește. Avem 13 concurenți la lungime, cu Căpățână Leonard de la Colegiul Național Vâlcea, Sorin Voina, CSM Orășenești Voluntar, Cristian Radu, LPS Constanța, Sebastian Bojenică de la CSM Brăila, Mihai Militaru, Iacris București, Răzvan Nicoară de la LPS Baia Mare, Andrei Enache, CSA Steaua București, CSM Călăraș l-are pe Lică Mihai Ștefan, Sandu Andrei de la CSM București și el la lungime, Sabău Horațiu, dacă nu mă înșel, câștigătorul de la triplu salt face și el o apariție la lungime de la LPS Oradea, Constantin Proteanu, LPS Brașov, Ionuț Iordache, LPS Câmpul Lung Mușcel și Ștefan Gagiu de la CS Istrati Călăraș. Va începe cât de curând competiția săritorilor în lungime la băieți. A fost de dimineață proba de serii pentru 60 de metri garduri. În urma acesteia, în urma seriilor, au rezultat finaliștii cei 8. E vorba de Dinescu de la LPS Câmpul Lung Mușcel, Robert Alexandru, Ștefan Hariga, Ionuț Daniel Dinu, Robert Mihăiță Simion, Alexandru Șendrea de la Brăila, Darius Seghiu de la LPS Brăila, Gheorghe Florinel Bledea și Lucian Iulian Simpetru de la LPS Brăila CSM Onești. În ordinea culoarelor de la 1 la 8. Tare, așadar, de urmări pe culoarul 4, Simion, Robert, însă și Sandra Alexandru, acesta s-a oprit destul de mult în serii, reușea un 8.36 în ciuda faptului că a relaxat alergarea pe ultimii metri. De urmărit așadar duelul între Simion Robert și Sandra Alexandru. Ce vom mai vedea astăzi, e important să vă spunem pentru a vă ține în priză, probele de 3.000 de metri, mai înainte cea a fetelor, apoi cea a băieților, iar în final 4x400 fete și băieți. E un fel de a spune 4x400, de fapt e 4x2 tururi. Da, așa este. Distanța nu este chiar de 400 de metri. Primul schimb fuge o distanță chiar undeva în jur de 340 de metri, 350 de metri, pe când celelalte trei schimburi aleargă în jur de 370-380 de metri, în funcție de unde realizează schimbul de ștafetă. Da, lista de start la 3.000 de metri alergare feminin. O să zăbovim asupra ei ceva mai târziu, atunci când fetele vor fi intrând în sală și se vor pregăti pentru concurs. Deocamdată rămânem în așteptarea momentului, poate culminant al zilei de astăzi, finala băieților la 60 de metri garduri. Spun culminant și din perspectiva faptului că e o probă extrem de spectaculoasă, dar mai ales din perspectiva duelului timpilor între Simion și Șendrea, mai exact, dar poate și Dinu să facă surprize. Atletismul e imprevizibil. Masa săritorilor în lungime s-a început deja. Căpățână a sărit. Primul s-a ridicat steagul alb. Avea 6,20 m în calificări. 6,12 m, pe aproape, dar inferior timpului, mă rog, performanței de ieri. Da. Acum Voinea
Sorin Alexandru de la Clubul Sportiv Orășenesc din Voluntari. Cu un 6-24 ieri, spunem și performanța de ieri tocmai pentru a avea un reper, un termen de comparație, să spunem, sunt cele mai bune performanțe ale zilei de ieri. Pentru că altfel a fost o competiție în sine. Da, cea mai bună performanță în preliminarii, Ștefan Gagiu, 6-56. Vedem acum o primă încercare pentru voi, Nesteag Roșu, acesta depășește. Da, depășește bine. Ceva probleme cu încălzirea, probabil. Se fac ajustări la elan după primele două sărituri, da, a treia ar trebui, dacă ești la limită să prinzi finala care îți oferă încă trei sărituri, a treia ar trebui să fie perfectă. Cristian Radu a fost protagonistul zilei de ieri la triplu salt. A pierdut aurul în chiar ultima da, din serie. A șasea săritură, ultima... Sabău Horațiu de la LPS Oradea reușea să îi fure așadar aurul. Să vedem astăzi dacă e, să zicem, polivalent. Radu, număr de concurs 288, dublă legitimare, ambele cluburi din Constanța, de la malul mării. A călcat, sigur. Nici lui nu îi se măsoară această tentativă. Urmăream în direct campionatele balcanice în sală de la Istanbul și chiar mă minunam, primii 6 atleți călcaseră toți pragul. Și atunci ne întrebam, nu ar fi făcut bine încălzirea, ce s-a întâmplat cu ei? Poate e și presiunea intrării în concurs, explicabilă, mai ales la nivelul ăsta de vârstă. Antrenorii reglează întotdeauna asta alături de sportivi, în condițiile în care publicul n-a avut astăzi acces în sala Ioan Sutter din București. Îl urmărim acum pe Sebastian Băjenică. Da, și în calcularea elanului, să spunem așa, în antrenament ai o altă atitudine, pe când în competiție poate ești mai motivat, alergi cu o altă intensitate, iar lucrul acesta te face să faci ajustări la elan chiar în timpul competiției. Nu cred că a fost reasăritura asta lui Băjenică, vom vedea. Ieri a obținut un 6-27. 6-42 pentru Băjenică și îmbunătățește cea mai bună. Și uite cât de bun e pragul. Ce prag bun prinde Băjenică. Și îmbunătățește, după cum spuneam, performanța în cadrul acestei ediții de campionat național indoor. Militarul acum, Militarul Mihai de la Iacăzi București, 6-29 în calificări. Să vedem dacă reușește să-și îmbunătățească performanța. Pragul e bun. Se ridică steagul alb, semn că va fi măsurată această încercare. Prima sa intrare în concurs. Organizatorii fac toate eforturile pentru a pune în cele mai bune condiții gardurile pentru proba de 60 de metri, care va începe cât de curând. El este Mihai Militaru, cel pe care îl vedeți acum, de la Athletic Club Iacris din București. 6-61. Avea 6-29, foarte bună săritura pentru Militaru. 6-61, cu care preia conducerea în acest moment. Da. Antrenat de Cristi Iacoban de la Iacris București, Mihai Militaru. În imagine acum... Nicoara a fost. Nicoara, da. Nicoara Răzvan Ioan de la LPS Baia Mare și el cu 6-29 în calificări. Ăsta e avantajul unei probe care se desfășoară fără concurență în sală, faptul că pot zăvăui mai mult camerele de filmat asupra atleților. O putem urmări pe îndelete. 6-03 acum. Și să-l urmărim pe Enache Andrei Vlad de la Steaua cu un 6-33 ieri. Enache este la prima lui prezență în această zi de concurs. Avem confirmarea timpilor obținuți, Alex, la 60 de metri garduri fete. 8.37 într-adevăr pentru Daria Grigoroiu, 8.69 pentru Govoreanu, 8.73 pentru Balaban, acesta e podiumul. Iar la 800 de metri în proba băieților a câștigat Bondoc, care l-a învins surprinzător sau nu pe Mark Fandli, cunoscut faptul că n-a putut participa la
campionatele balcanice din pricina faptului că a fost depistat pozitiv cu COVID-19, Bondoc. Da. 6.67 săritura lui Enache preia conducerea. Noi ne pregătim acum pentru startul în finala. Culoarul 7 realizează și el greșeala. Da, e Bledea. Da. A furat fără drept de apel, să spun așa, destul de evident. Iată-l pe culoarul 7, al doilea din dreapta. Bledea a participat ieri și la finala de săritură în înălțime. Ne amintim, la campionatele naționale de seniori a fost și la startul finalei de săritură cu prăjina. Deci un polisportiv. Da, decathlonist. Un decathlonist Bledea. Din păcate însă vede din afara arenei finala de 60 de metri, descalificat pentru start greșit. Crește în continuare tensiunea, crește presiunea pe sportivi. După cum spuneam, de urmărit duelul între culoarul 4, Denis Simion, și Șendrea pe culoarul 5. Haideți să vedem dacă lui Șendrea îi va mai veni să scoată din viteză. Da. De urmărit și duelul pentru locul 3, pe culoarul 3, a fugit bine la 8.30. Pe culoarul 3 se află Dinu Ionuț. Da, Dinu Ionuț. A fost în prima serie. Să vedem acum startul. De această dată și de această dată e start greșit. Să vedem cine mai iese din concurs. Pare un pic supărat Șendrea. Da, este frustrant. Te pregătești psihic pentru a da drumul la cursă, iar de fapt auzi sunetul de start furat. Da, culoarul 2. E Ștefan Hariga, Robert Alexandru Posibil de la Brăila. Și culoarul 6 a mișcat puțin, dar nu. S-au rezumat doar la culoarul 2. Da, încă 3 starturi și avem podiumul. Glumesc, desigur. Trădează și emoția, dar și dorința sportivilor de a profita de fiecare fracțiune de secundă, da, din timpul de reacție. E știut faptul că în lumea atletismului este un detaliu foarte important, mai ales la sprint. Da, în special la 60 de metri. Viteza de reacție trebuie să fie numai rapidă de 100 de miimi de la momentul startului. Reprezintă timpul pe care sunetul îl parcurge, reacția neuromusculară a fiecărui sportiv. Nu are cum să fie mai rapidă de 100 de miimi. Iar lucrul acesta este un barem care determină un start furat sau un start reușit. Au mai rămas 6 în finala de 8, dar principalii au rămas în continuare. De data aceasta este startul bun, Șendrea și Simion. Șendrea e în față, are un avans considerabil și câștigă. 8.18, timpul lui Șendrea la garduri, urmat pe culoarul 6. Eu cred că a fost Cechiu pe 2. Da, 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 așa este, și Simion pe 3. 8.18. 17, acum a rotunjit timpul oficial. Șendrea, așadar, Alexandru de la CSM Brăila. 8.17, nu? Era o greșeală de afișaj pe tabelă. Îl arăta tot pe Șendrea Alexandru cu 8.37. Probabil timpul celui de-al doilea clasat. Ai spus tu că Techiu Darius. Da. Techiu Darius, așadar, 8.37. Iar după aceea tabela nu a mai afișat niciun rezultat. Dar victoria a fost cât se poate declară, mai ales la o probă de 60 de metri. 8.17 în continuare pe tabelă pentru Șendrea Alexandru, Techiu Darius așadar 8.37 pentru medalia de argint și Simion Robert Mihăiță 8.39 medalia de bronz. Mai alergat Ionuț Dinu cu 8.63 pe a patra poziție, 8.71 pentru Dinescu Constantin pe locul 5. Iată, m-am urmărit săritura lui Gagiu, dar cât de prudent a fost el, cât de circumspect, poate o reluare din zona pragului ne va dumiri sau îmi va da dreptate. Vedeți câți centimetri a lăsat, să zicem, organizatorilor Gagiu la această săritură. 5.79. Da, bate. Ați văzut unde bate? Da. Chiar și așa ar fi fost în jur de 6.20-30.
De precizat, Gagiu a intrat în finală cu cel mai bun timp, cea mai bună performanță de ieri. Exact, 6.56. Și confirmarea 8.17 pentru Șendrea, Țechiu 8.37 și pe locul al treilea Simion de la LPS Brăila, CSM Onești. Îl vedem pe Căpățână în prim plan. Căpățână ratează cea de-a doua încercare, așadar am intrat în... Dar e pe 5 după prima, ceea ce înseamnă că nu 6, e chiar atât de grav. 6-12 reușea Căpățână în prima lui încercare. Florin Alexandru la a doua încercare, după ce a depășit-o pe prima. Da, nu are nicio performanță trecută în drept. Să-l vedem acum pe sportivul legitimat la voluntari, clubul sportiv oreșenesc din voluntari. E corectă, se măsoară. Avea 6.24 în calificări Sorin Voina. Undeva pe aici e și asta. Opt. Dacă era 8.43, îl duceam la Tokyo direct de aici. Îl rugam să-și aviză. Nu știu la ce mă gândeam. 8. Am și o scară care mi obstrucționează oarecum vederea, însă chiar și așa 8. Era un main event. Radu sare acum. Era pe locul 12. Nici lui nu-i reușise prima încercare. Vicecampionul de ieri de la triplu salt. 8.47 pentru Radu Cristian din a doua încercare. Ai tu ceva cu 8? 8, iar am zis 8, nu știu ce sens. Am citit pe numărul lui de concurs, avea 288. Sau poate îmi doresc să sare ei 8. Da, sau poate le aduci cumva, știi că se spune că în general... Da. Ai grijă la ce te gândești, că s-ar putea să se întâmple. Nu cred că s-ar supăra nimeni să sară cu 8 metri în față. Băjenică, din păcate, steagul roșu e cel ridicat. Avea un 6.42 din prima încercare. Următorul moment al acestei zile, după proba de săritură în lungime, evident, 3.000 de metri fete, cu principala favorită, Mădălina Sârbu, campioana de la Sofia, de la campionatele balcanice de tineret, din urmă cu câteva săptămâni, din capitala Bulgariei, eleva Elenei Țâmpău de la CSM Suceava, Câmpul Lung Moldovenesc, cu Rut Cristina și Anca Moroșan, Balaur, Mărginean, Obrejan, Ciobotaru, Blaga, Hudea, Blănaru, Lucaci și Perjoiu. Le vedem pe fete acum pregătite. Moroșan de la Rareul Câmpul Lung Moldovenesc, Rut Vasile a câștigat ieri seria din care a făcut parte, dar îți amintești, finalmente a prins doar locul 4. Da, făcusem chiar da, un test cu tine. Trecusem timpii de ieri de la 1500. A fost o serie foarte puternică, prima serie. Aici la 3000 avem doar o serie, așadar doar o serie la fete și două la băieți. Da. 12 participante în prima serie la, și unica serie, după cum spuneam, la 3000 de metri masculin, feminin, cu Mădălina Sârbu de la CSM Suceava, Rut Vasile, Anca Moroșan, Cristina Balaur, Iulia Mărginean, Silvia Obrejan, Amalia Ciobotaru, Mihaela Blaga, Alexandra Hudea, Maria Blănaru, Diana Lucax și Alice Perjoiu. Da, a sărit nicoară la lungime între timp, foarte bun pragul obținut și 6.13, domnul Cristian. Sigur, nu 8. 6.13 pentru Nicoară. Și deținătorul primei poziții după prima serie de încercări, Enache. Să vedem dacă va rămâne Enache sportivul legitimat la Steaua. Ieri doar 6.33. În continuare, fetele aleargă în finala lor la 3000 de metri. Vă vom oferi imagini și de acolo. Deocamdată
E un pluton compact. Bun. E și steagul alb. E o săritură bună pentru Enache. Să vedem dacă și-a îmbunătățit-o pe prima și dacă îi va fi suficient pentru podium. Dar mi se pare că e o săritură care cel puțin l-a mulțumit. Enache 6.67, iată așadar 6.80. Trece în fruntea ierarhiei la lungime masculin. Sârbu conduce în proba de 3000 de metri. Vedem acum Rut Vasile, principalele trei, să zicem, din punctul de vedere al așteptărilor, sunt și cele care conduc această cursă. Moroșan are avantajul longilinității sale, faptul că e mai înaltă cu un cap decât Sârbu. Da, îi ajută pe fuleu, pe eficiență în alergare. Lică Mihai Ștefan de la Călăraș a călcat bine pragul la săritura în lungimea băieților. Suntem încă la încercările cu numărul 2. Din cei 13 calificați, 8 vor continua concursul, beneficiind de încă 3 încercări. La 3000 conduce Sârbu Mădălina în continuare de la CSM Suceava. Și favorită de altfel să se impună la 3000, Sârbu. În imagine acum, Sandu Andrei, câștigătorul, nu, Sabău câștiga, Sandu Andrei, 6.43 în calificări. Să vedem cât măsoară această a doua încercare. Depășită, pare. Are două încercări depășite, primele două până acum. Va fi o presiune mare pentru el la ultima. Fetele între timp prin dreptul locului în care noi comentăm. Avem confirmarea timpilor obținuți de sportiv la 60 de metri garduri băieți cu Alexandru Șendrea de la CSM Brăila câștigând 8.17, 8.37 pentru Darius Cechiu și Robert Mihăiță Simion de la Brăila de asemenea. Dublă legitimare pentru ultimii doi, Brăila Onești, 8.39. Vedem și o festivitate de premiere. La 800 de metri masculin, Bondoc Adrian de la CSM Drobeta Turnu Severin primește medalia de aur și diploma din partea Federației Române de Atletism. Așadar, campionul României la 800 de metri, Adrian Bondoc. Da, care l-a bătut pe Marc Fandli de la a fost Oradea. O cursă foarte strânsă între cei doi. A atacat pe final Bondoc și a reușit să se impună. Îl pomeneai pe Sabău, nici el nu reușește să-și treacă această încercare în clasament. Pregătește Pruteanu pentru cea de-a doua încercare. Va fi presiune mare pe sportiv la ultima încercare, în condițiile în care n-au reușit niciuna validă până acum. Între timp, 3000 de metri continuă în, să zicem, aceeași cadență cu un pluton fruntaș care s-a desprins și care cât de curând va intra în depășirea întârziatelor. Iată, acum se produce momentul acesta în care Rut Vasile e prima, urmată de Sârbu. Cea pe care o vedeți acum, Blănaru, e o sportivă rămasă în urmă și pe care fruntașele o depășesc. Moroșanu însă e foarte în spate, pare să fi pierdut contactul cu plutonul fruntaș. Auzim și sfaturile antrenoarelor foarte interesante pe margine. E steag alb pentru Pruteanu, ceea ce e bine. Pruteanu nu reușește până acum să intre în clasament. E foarte bun și pragul. La mare 6.69, cu care e pe 2. Da. Până acum este a doua performanță. Pe prima poziție este Enache Andrei cu 6.80. Plutonul fruntaș în continuare unul compact. Greu de spus dacă vreuna dintre sportive va reuși să evadeze. Iordache a mai sărit odată, a ratat. Era pe 7 oricum, să zicem că rămâne cărți.
da, dată. Să prindă finala care îi oferă încă trei sărituri. Iar acesta este Gagiu, câștigătorul de ieri în calificări. Locul 12 până acum pentru Gagiu. Încercarea lui cu numărul 2. El încheie această serie la... E bun, e corect pragul. Hai să folosim mai degrabă, da, însă, asta are o urmă în... Da, a pierdut mult, i-a scăpat brațul. Da, brațul la aterizare, s-a dat pe spate în momentul aterizării. Sau nu, a bătut și în spate. Da, greu să... 6-22 așadar. Pe 8, Gagiu prinde, dacă, eu știu, s-ar îngheța clasamentul în momentul ăsta, ar prinde finala de 8. Vasile, da, Ruț, spuneam și ieri, aleargă și în alergare montană. Sârbu, zicem, marea specialistă a finalei de 3000, câștigătoare la campionatele balcanice de la Sofia, căpățână acum, era pe 10. Acum se joacă șansa lui de a prinde finala. E încercarea cu numărul 3 pentru căpățână. Să vedem dacă e mai bună, dacă a ameliorat cu ceva. Dacă nu, aici s-a încheiat pentru el. 5-95. Nu? No? Da. Dar uite-te unde bate, unde e pragul lui. Nici n-a intrat în cadru. Mai are de îmbunătățit la dimensiunea elanului, la paș, la ritm, pe alergare. Multe aspecte, chiar și la lungime pe elan. Da, primele trei sportive par să fie evadate acolo din pluton. Am văzut Mărginean, Rut și Sârbu. Stea gal pentru Sorin Voina. A cincea poziție cu 6.43. Excelent pragul. Fii, 6.63 pentru Voina. Rămâne, urcă pe 3, nu? În teorie... Și în practică. Da. 6.80, 6.69, 6.63, nu? Da, la ce mi-am notat eu aici, cam ar fi pe a treia poziție, dacă nu cumva am ratat eu vreo săritură. A sărit și Radu Cristian. La 3.000 intrăm în ultimul 400 de metri. Duel între Mărginean, în spatele ei, Sârbu și Vasile. Da. Dar Vasile pare să fi rămas fără energie. Primele două probabil vor conta în lupta pentru titlul național. Acesta este liderul. V-ați putea lăsa într-un fel induși în eroare de peisaj, faptul că sunt multe sportive depășite, unele chiar cu două tururi aici. Dar ea este cea care conduce, e Mărginean, Iulia, de la CSS Mediaș, Sârbu, de la CSM Suceava, în urma ei. Arată mult mai relaxată Mărginean decât Sârbu în acest ultim 200 de metri. Mărginean în ultima turnantă se îndreaptă de... punctul de ultimii 50 de metri. Va câștiga Mărginean, da, cu siguranță, distanță mare între ea și campioana balcanică de la categoriei de vârstă. Câștigă categoric Mărginean în fața lui Sârbu, care vine la 5 secunde și Rut Vasile termină pe 3. Așadar 9.55-35 timpul câștigătoare, da. Mărginean Iulia așadar câștigă la 3000 de metri, devine campioana națională de juniori cu timpul de 9.55 de secunde și 35 de sutimi. Sportivă legitimată la CSS Mediaș. Am văzut și pe Neculai Curta acolo, directorul de competiție. E surpriză sau nu? Mărginean câștigă absolut meritat într-o cursă pe care a dominat-o categoric,
Am văzut și ieri momente de tipul ăsta, Moroșan epuizată pe final, cu sportivi care au trecut linia de finish, apoi au căzut, practic, a fost nevoie și de intervenția medicilor pentru Mihalache, dacă îți mai aduci aminte. Iată și acum medicii își fac prezența, un efort colosal pentru aceste tinere sportive. Văd ceva probleme serioase pentru o sportivă căzută pe linia de finish. Iar noi îl vedem pe Nicoară cu 6.48 în această a treia încercare, urcă pe 5 și practic își mai face rost de 3 șanse. Câștigă 3 bilete la loto plus. Se pregătește acum Enache. După cum spuneam, Andrei Enache de la CSEA Steaua București, antrenat de Oana Pantelimon, vicecampioană olimpică la înălțime. 3 încercare pentru Enache. Enache are betonat cumva locul în momentul ăsta, în primii 8, nu se mai poate întâmpla nimic. Are cel mai bun timp, cea mai bună performanță, îmi cer scuze. Cu 6.80 conduce săritura în lungime pe primele două încercări. Acum Enache la cea de-a treia. Frumos gestul, mai ales că în absența publicului, isonul e ținut de cei care sunt concurenți lui, cei care sunt adversari cu ghilimele în această finală. Vedem în spate pe Sandu și pe Lică. Să vedem cât de valoroasă va fi această încercare pentru Enache. Pragul e corect. Cam cad picioarele în momentul aterizării. Putea să mai țină puțin de această săritură, în ce am văzut eu de aici. În continuare, probleme la linia de finish cu o sportivă de la 3000 de metri, conjurată de antrenori, medici. Să sperăm că este totul în regulă. 6.52 așadar pentru Enache. După cum spuneam, scapă picioarele în momentul aterizării și lucrul acesta îl taxează considerabil. Au mai fost momente, să zicem, pentru lumea atletismului, scenele pe care le vedem noi aici în sală, e bine să nu le transmitem. În general, e o politică a televiziunilor. Pe vremuri, momentul în care existau astfel de momente, camerele insistau asupra suferinței, s-a hotărât că pentru a respecta intimitatea sportivului, asemenea momente să fie trecute cu vederea. Da, dacă normal. Mai ții minte la evenimentele, tocmai pentru a descuraja gesturile astea, apăreau tipii ăia dezbrăcați și alergau la un moment dat hăituiți de bodyguards pe terenuri, cu tot felul de reclame pe spate sau cu... Ei bine, tocmai pentru a nu încuraja, pentru a pune stop acestui fenomen ajuns la un moment dat în lumea sportului, au fost interzise difuzarea imaginilor cu ei. Da, lucru de apreciat, nimeni nu vrea să fie imortalizat în momentele acelea de suferință. Iată așadar, Govoreanu da, primește medalia de argint, premierea la 60 de metri garduri feminin. Iar ea este Iulia Daria Grigoroiu, bănățeanca se impune după ce ieri a reușit argintul în proba de plat. Da, sportiva legitimată la CSU Reșița, antrenată de Ștefan Noghi. E bucuroasă, evident. Da, evident, un timp foarte bun pentru ea în finală, 8.38, reamintim. Cum în imagini, Sandu Horațiu. 6.24. Sandu Andrei. Da, 6.24, cu care însă nu merge mai departe, e pe 9. Da, ratase primele două, așadar 6.24 pentru el. În calificări reușea un 6.43, insuficient însă astăzi pentru a prinde finala de 8. Horațiu Sabău are doar un 6.07 în concurs până acum, insuficient pentru, era ultimul, a 13-a performanță pentru Horațiu Sabău. Să vedem dacă Sabău merge mai departe precum odinioară Angela, dacă mai ții minte filmul sau dacă l-ai prins odată, Angela merge mai departe. N-am prins, din păcate, filmul. 6.33 săritura lui Sabău. Da, zic eu insuficient sau... Ne pregătim să-l vedem pe Pruteanu, Constantin de la LPS Brașov.
6-69, da, 20 de centimetri, aproape mai bine decât în calificări. Hotărât Pluteanu, determinat. La LPS Brașov. Se auto-încurajează, e pe locul al doilea. Are cu siguranță pașaportul pentru finală în buzunar. Și el coboară destul de devreme în picioarele în momentul premergător aterizării. Dacă putem observa în imagini. Da, pare că au probleme și cu pașii înainte de... E normal să mărunțești înainte de intrarea la bătaia pe prag. Așa e o practică la toți. 6.55 acum, dacă... 6.55, da. Ușor mai slab săritura aceasta. După cum spuneam, probleme la aterizare pentru Proteanu, însă pragul bun. În imagine acum, Iordache Ionuț de la LPS Câmpul Lung Ușcel. Ar fi o surpriză dacă n-ar intra în finală, e pe 10 înaintea ultimei sale încercări, după ce ieri a fost al doilea. Da. Iată și el ușor ghemuit la aterizare. Da, n-a fost răsunător acest salt. Da, însă, per total, performanțele de la masculin în această finală nu sunt foarte convingătoare. În continuare, nu avem niciun sportiv peste 7 metri. Iată, 6.31 pentru Iordache, în a treia încercare. Și cel mai bun ieri, Gagiu, fără rezultat azi. 6-22, cu care e abia pe locul 12. Se înalță foarte bine Gagiu la această, da, și a treia încercare. E, da, în finala de 8. Să vedem unde a bătut. Îl vedem pe Elan. Ai văzut ultimii doi pași, cum a încărcat săritura. Pragul ok. Iar performanța lui 6.41 prinde la mustață finala pe cea de-a 8-a poziție. Dar își mai face rost de 3 încercări. Haideți să prezentăm lista de start la 3000 de metri băieți. Mihai Robert Dumitru de la LPS Pitești, apoi Dragoș Luca Pop de la LPS Cluj-Napoca, Alexandru Ioan Vădan, CSM Bistrița, Mihai Poponea de la Pitești, Lucian Ștefu de la Buzău, Andrei Ihnatiuc de la Rădăuți, LPS Craiova cu Ștefan Știucă, CSM Bistrița cu Sebastian Gheorghe, Tomoioagă și, în fine, lista e încheiată de reprezentantul clubului CSS Bârlad, Laurențiu Vrabie. În această primă serie la 3000 de metri masculin, după cum spuneai și tu, Poponea Mihai prezent, campionul de ieri de la 1500 de metri. Da, a fost o luptă ieri și cu Ștefu, dacă ți-aduci bine aminte, care a terminat finalmente pe 4. Uh-huh. Vrabi a fost de asemenea ieri. Poponea un fizic mai impunător pentru un semi, pentru un fondist, comparat cu ceilalți adversari. Pare avea o masă musculară superioară celorlalți, da, așa? Arată mai mult ca un 400-ist, 800-ist. Dar este destul de eficient și pe provele mai lungi, de 1500 și 3000 de metri. Noi începem acum cu Gagiu, să-l vedem, începem seria finalelor, seria săriturilor din finală, cu cea de-a patra, așadar, pentru Ștefan Constantin Gagiu, de la Clubul Sportiv Istrati din Călăraș. Ultimele ajustări la Elan, speră să prindă pragul ceva mai convingător în această patra încercare. Da, cei 6.41 metri, trebuie spus, au fost obținuți la ultima sa încercare din concurs. Performanță care i-a permis accesul în ultimii 8. Continuare în așteptarea steagului alb, care îi permite
să-și ia elanul pentru săritura cu numărul 4. Continuă proba de 3000 de metri, băieți. Seria 1 e seria cea mai bună valorică. De aici ne așteptăm să vedem câștigătorul. Conduce Pop, urmat de Dumitru și Vrabi la 3000 de metri. Festivitate de premiere la 60 de metri garduri masculin cu Simion, acum primind medalia de bronz. În imagine îl avem și pe vicecampionul național, pe Dinu. Dinu Ionuț, de la 4 Național Copiilor București, iar pe prima treaptă și campion național Șendre Alexandru de la CSM Brăila. Timpul lui în finală, 8 secunde, 17 sutimi. Continuă finala de 3000 de metri, seria 1, cea mai bună din punct de vedere valoric. Pop, Vrabie, ca de fiecare dată, Popunea nu iese în evidență, ne amintim cursa pe care a făcut-o ieri, a stat la cutie după care a evadat atunci când da, a trebuit. Da, în cursa de la 1500 de ieri, Vrabie, dacă ți-aduce aminte, era foarte în fruntea celorlalți. Popunea reușind să-l prindă în, practic, în ultimul tur. Asta e mai bună lui Gagiu, dar din păcate calcă. Foarte puțin. Da, puțin a călcat. Poate de aici și sentimentul de frustrare manifestat plenar de sportivul legitimat la Istrati. Băjenică, având al șaptelea timp din această finală, a șaptea performanță, spun asta cu timpii de fiecare dată. Da, eu spun 8 metri, tu... timpii. Fiecare cu ale lui. Băjănica așadar, cea de-a șaptea încercare la... cea de-a patra încercare, era pe șapte. În continuare, Pop, Dumitru, Vrabie și Popunea în cursa de 3000 de metri. Băjănică lasă și el centimetri bun la prag acolo, vedeți din această reluare. 6-12 pentru Băjănică, încercare mediocră. Totuși vorbim de naționalele under 20. 6-12. Greu să te afirmi la această categorie de vârstă, atât pe plan național cât și internațional. Mi-amintesc de Marin Cuiușco, când era junioare la vârsta lor, deja sărea bine. 6.75, dacă exact. Nu mă înșel, este recordul lui Iușco la feminin junioare 1. Dă-ți seama că avem doar un singur sportiv care cu greu ar fi bătut-o, da, din 13 câți am avut, plus numărul considerabil de ieri de 31. Da, ăsta este nivelul în momentul de față la lungime masculin. Sperăm să și îmbunătățească în continuare și să se apropie de 7 metri cât mai mulți sportivi. Popunea e pe 3 în proba de 3000 de metri. Îl vedem pe Nicoară, după care trecem la fondiști. Popunea însă într-o poziție confortabilă pentru el să atace. Totuși mai sunt undeva în jur de 800 de metri în această primă serie la 3000 de metri. Da, ceva în jur de 800 de metri încă până la finalul acestei probe. Dumitru, Pop, Popunea și Ștefu în spatele lui. Patru tururi din momentul ăsta. În vreme ce la săritura în lungime ne pregătim să-l vedem pe Mihai Matei Militaru. A patra poziție, 6.61 până acum în concurs. Elan pentru Militaru, pragul bun. Trage de vârfuri în exterior în momentul aterizării pentru a mai câștiga câțiva centimetri prețioși.
numai antrenor să nu fii în asemenea momente. Ceea ce auziți în sală sunt indicațiile. Mulți dintre ei aleargă pe margine metri buni alături de sportiv. Da, l-am văzut în dreapta imaginii pe domnul pullover bej. Foarte vocal, foarte entuziasmat pentru sportivul lui. Intrăm în ultimii 400 de metri. Conduce Dumitru, urmat de Pop și Popone. Voinea între timp la săritura în lungime, are steagul alb, semn că încercarea lui este validă. Eu mă uit la Voinea, uită-te la 3000 de metri. Pare Dumitru să-și ia uite acum pe Poponea, vine tare, o să-l depășească pe Pop. 6-3-6, Voinea e pe 3. Ultimul tur, Dumitru, vine tare, Popone a trecut pe a doua poziție, pe 3, Pop. Să vedem, sprint final, ultima 100 de metri pentru acești sportivi, într-o serie foarte spectaculoasă la 3000 de metri. Ultimii 50 de metri, Dumitru și Popone, câștigă Dumitru, nu mai are șanse. Popone a declanșat atacul un pic prea târziu, iată, câștigă Dumitru, urmat de Popone, așadar... Aceștia sunt câștigătorii medalii de aur și de argint. Bătălie pentru locul 3 între Ștefu și Pop. Așteptăm rezultatele oficiale. 8.40 așadar timpul învingătorului în prima serie. 8.40-0-0. Ștefu a câștigat bronzul. Da, da, a venit tare din urmă pe ultimii 50 de metri. În imagine o sărit patra încercare a lui Proteanu. Nu-mi dau seama dacă e mulțumit sau frustrat cu această încercare. Nu exprimă nimic chipul lui. Pruteanu... ușor crispat pe alergare. Elan relaxează în ultimul moment când... 6.42, rămâne pe 2. Da, Pruteanu 42. Cea mai bună încercare a lui, 6.69, a doua încercare. Imagini cu finalul, Dumitru îl învinge pe Poponea. Sărbătorește similar cu Mo Farah, legendarul alergător de 5.000 și 10.000. Probabil tânărul sportiv îl are ca și idol pe sportivul din Marea Britanie, Mo Farah. Iar noi vom rămâne cu această imagine care probabil privită peste imaginea asta, peste ani de zile, va fi identificată ca fiind din 2021 după măștile celor de pe margine. Într-adevăr. Un peisaj absolut neobișnuit până acum un an de zile. Da. Neobișnuit pe meleagurile noastre, însă în țările asiatice să știi că purtarea măștii era de mult în vigoare. Țin minte, am fost în 2019... în Japonia, la, mai ales. Da, în Japonia am fost la Osaka, la Seiko Golden Grand Prix-ul de acolo, iar în capitală, nu mai spun, în Tokyo, erau absolut toți cu mască, în special în mijlocul de transport în comun. Dar poate va deveni, fără să ne dăm seama, masca un accesoriu, așa cum ne-am obișnuit cu multe altele, da, care n-au fost în, să zicem, menirea omului din epoca de piatră. Da. Săritura lui Enache, a patra încercare. 6.80 își egalează cea mai bună performanță în acest concurs. Reușea un 6.80 și din a doua încercare. Enache de la CSA Steaua București. El pare a fi în cărți pentru câștigarea titlului de campion național. Noi am ajuns la încercările cu numărul 5 ale atleților și începem cu Gagiu pe locul al 8-lea, un 6.41, cel mai bun astăzi. Steagul alb pare să-mi îmbunătăți ceva sau... scapă în continuare un picior în spate, lucru care îl și taxează foarte mult de alb, astfel. Plus, deviază ușor spre partea dreaptă a culoarului în momentul alergării. Se spunea înainte la mașini, trage dreapta. Da. 6.39, mai slabă decât a treia încercare a lui, care
măsura 6.41. Bojănică a fost pe 7. Să vedem, a, calcă. Da. Calcă pragul, e o încercare nereușită, cu de-a dreptul cu întreaga gheată a călcat acolo. Mai avem o serie la 3000 de metri, băieți, serie în care îi așteptăm pe Ștefu, Nine, Marica Melniciuc, Eric Kraus, Lucian Ștefan și Constantin Perdei. Seria a doua din punct de vedere valoric. Vedem imaginea acum în care l-am recunoscut pe Ștefu, Kraus și el, Marica, între cei pe care îi dădeam deja între participanți. Noi ne întoarcem la medaliatul cu argint de ieri de la triplu salt, constanțeanul Cristian Valentin Radu, care are un 6.47 cu care e pe 6 în finala de lungime. Aoleu, cât de mult a călcat. Da, depășită, categoric pentru uite-te Radu. Uite-te la reloane. Oh, oh, cu călcăiul. Da, probabil s-a ambiționat prea mult pe Elana. Și la lungime trebuie un echilibru între viteză și ritm pe elan. O viteză prea mare te poate face să depășești. Ne pregătim așadar de seria a doua a băieților la 3000 de metri, cu concurenți din Buzău, Craiova, Galați de la Timișoara, Caransebeș și Rădăuți. În privința săritorilor în lungime, Nicoara era pe 5 înaintea încercării cu numărul 5. Acum Nicoară sare, e steagul roșu, a călcat și Nicoară pragul destul de bine. După ce s-au eliberat, au intrat în finală, general săritura cu numărul 5 e de totul sau nimic. Da, da. Ți se ia o greutate de pe umeri după ce prinzi finala, te concentrezi mai mult doar pe performanță și nu neapărat pe loc. Iar noi îl vedem dintr-o clipă în alta pe militarul, pregătindu-se să sară, Mihai Matei de la Athletic Club Iacris din București. Nine, Ștefu și Marica. Săritură reușită pentru militarul. Trebuie spus că există câte un Ștefu în fiecare serie. E vorba de, în prima serie l-am văzut pe Lucian Mihăiță Ștefu, iar cel pe care vedem acum este Alexandru Gabriel Ștefu, ambii din Buzău, frați, evident. De altfel și asemănarea fizică dintre cei doi este una izbitoare. Sunt mai mult ca sigur gemeni. Așa este. Melniciuc în fruntea acestei serii la 3000 de metri masculin. În imagini, Voinea, Sorin cu cea de-a cincea încercare. Avea bronzul până acum, pragul e bun. Nu pare să fie mulțumit de isprava făcută. Cea mai bună încercare a lui, 6.63. Nu, e sub 6.63 asta. Dar a lăsat și vreo 10 cm aici. 6.55 din a cincea încercare pentru Voine. Rămâne pe 3, nu? Da. Pruteanu pe 2.
Șenache pe prima poziție. A cincea încercare pentru Pruteanu. Constantin de la LPS Brașov. 6-6-9. Solicită suportul publicului, se motivează și el. Da, pe cât spuneai că e de încrâncenat în timpul alergării, pe atât de, eu știu, mobilizat pleacă în sprint spre săritură. Da, cumva din dorința de a căpăta o viteză cât mai mare pe elan, te crispezi un pic, însă nu îi cad picioarele puțin prea devreme în momentul aterizării. Între timp, pe pistă, în desfășurare, seria a doua a finalei la 3000 de metri a băieților, 6.54 pentru Pruteanu, rămâne pe poziția a doua, da, are în continuare un 6.69, care e cea mai bună, bestul lui de astăzi, și toate privirile cât de curând a țintit asupra liderului momentului, antrenat de Oana Pantilimon, de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. El este Andrei Vladenache, cu număr de concurs 45. Îl vedem acum pregătit pentru penultima sa încercare de astăzi. De 2x6.80 pentru Enache Andrei. Să ne uităm, e frumos și pe cea de-a doua serie la 3000 de metri, unde Melniciuc pare să fie lider solitar. Îl urmează Marica și Ștefan, apoi Ștefu și Kraus de la LPS Banatul Timișoara. Bate Enache ușor în spatele block startului, dacă am văzut bine pe transmisie. Așteptăm însă reluarea oficială. El pare bucuros, așteaptă entuziasmat. Mai slab după reacția lui. A aflat probabil, da. 6.62. După cum spun, a pierdut în imagine pragul, pierde 20 de centimetri aproximativ. Avem și un 6.69 în afara celui mai bun salt al lui. Rămâne oricum lider, da. Și ultima participare pentru cel mai bun om de ieri, Ștefan Gagiu, sare Steag alb. Vom vedea dacă avem papă sau nu. Acolo era cu fumul, nu? Da. Deși el deviază către exteriorul culoarului în momentul apropierii de prag. 6.62. Cea mai bună încercare a lui de până acum. 6.62, cu care e pe 4. Da, trece de pe 8 pe 4, așadar. Insuficient însă să-și adjudece o medalie. Eu cred că îi lipsea un centimetru. Da, pentru... Voina este pe 3 cu 6.63. Băjănic acum. Dar trebuie să existe o minimă frustrare din rezultatul ăsta. 6.62 vi la ultima încercare și Africa e un centimetru în spatele bronzului. Da, știi că nu mai ai ce să faci. Și că ai ieșit. Da. Băjănică, așteptăm măsurarea. 6.34. Avea un 42 din prima încercare. Băjănică a coborât pe 8 în condițiile astea în care saltul a fost făcut acolo de Gagiu. Presiune pentru Radu și Radu lăsat în urmă de acel 6.62 al lui Gagiu. Da, are 6.47 Radu, cel mai bine până acum în a doua încercare. E corectă săritura. Da, însă a lovit cu spatele înapoi. Și a pierdut considerabil.
Continuă între timp cursa de 3000 de metri în seria a doua. 6.34 pentru Radu Cristian, care rămâne pe 7 și termină acest concurs pe 7. Toți cei care mai au de sărit astăzi au performanțe mai bune în concurs decât el, așa încât certamente da. Poziția 7 e a lui. Așa se încercare pentru Răzvan Nicoară. Depășită. Nicoară termină pe 6 concursul de la sala de atletism Ioan Sutter din București. Între timp se intră în ultimul tur pentru liderul, să zicem, celei de-a doua serii la 3000 de metri. El este Melniciuc, cel pe care îl vedem acum, Iulian Andrei de la Clubul Sportiv Școlar din Galați. Da, însă timpul din prima serie, 8 minute 40, noi deja suntem la 9 minute în această serie. Da, indiscutabil mai slab, considerabil mai slab, 9. A trecut abia acum Melniciuc, 9.16.31. Să facem o comparație între timpul câștigătorului din prima serie. 9.16.31, cât e? Undeva? 36 de secunde mai slab decât timpul din prima serie. Dacă am făcut noi calculul bine, extrem de mare diferența. Ne pregătim să-l urmărim pe Militaru de la Athletic Club Iacris din București. Locul 5. Da, are un 6.61 sărit. Iată, sunt foarte mult, 6.61, 6.62, 63 la un centimetru distanță. Stea galb de data aceasta pentru Militaru. Încă o dată dovada că fiecare centimetru contează și în atletism poate mai mult. Da. Alergă înalt pe Elan Militaru. 6.60, iată, foarte aproape să-și îmbunătățească cea mai bună performanță din acest concurs. Da, însă asta e cam nivelul, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63. Da. Incomparabil mai bun oricum decât cel al zilei de ieri, când probabil că n-au dat totul, n-au tras categorii la capacitate maximă și au asigurat doar cinic, să zicem, locul în această finală de 12, finalmente extinsă la 13. Voinea e pe 3. Are bronzul până acum, poate să schimba strălucirea medaliei. Bună săritura asta. Da, poate fi surpriza. Să vedem, avem un 6, cât? Va fi peste 6.70, cred eu. Da, uite, se bucură. Hai să vedem cât e bucuria lui Voinea. Cât de strălucitoare e medalia lui. El e primul care a aflat, poate că 83, da. Îl depășește așadar pe Enache din ultima încercare. 6.83. Da, trece pe prima poziție. Dar Enache mai are una. Într-adevăr, presiune mare pe Enache acum să reușească. După cum spuneam, Enache are două săritori la 6.80. 6.83, liderul, iată, la ultima încercare. La fel cum s-a întâmplat ieri, la ultima încercare la triplu salt, câștigătorul de astăzi să fie stabilit tot la ultima încercare. E o întrebare. Răspunsul în mai puțin de 5 minute. Pruteanu acum. Replica lui Pruteanu, haideți să urmărim ultima încercare. Pruteanu care a coborât la rândul pe 3. Da, 6.69, măsoară cea mai bună încercare a lui, stabilită din a doua încercare. A avut argintul în buzunar. Acum a coborât, are bronz. Din nou pare că scapă picioarele. Da, călcat pragul, ceea ce nici nu mai contează dacă a scăpat sau nu. Da. Foarte puțin. Rămâne cu locul al treilea Pruteanu, pentru că ne apropiem de deznodământ. Ultimul care va sări va fi Enache. Așadar, depășit Pruteanu pe, nu pe ultima sută de metri, pe ultimii 5 metri ai probei.
dar avem o surpriză astăzi. Fie și din perspectiva, să zicem, așteptărilor legate de evoluția de ieri. Da. Haideți să-l urmărim însă pe Enache Andrei de la CSEA Steaua București, ultima încercare. Reamintim, a fost devansat de Voinea Sorin. 6.83 versus 6.80. Da. Poate, în schimb, Enache să sară mai bine. Are nevoie însă de șansă, are nevoie de toate astrele să fie aliniate pentru a putea depăși performanța lui Voinea. E bună, dar nu cred că e suficient de bună. Nici eu nu cred. Să... E în zona de așteptare, e, da, în zona probabil de emoție. Probabil pe la 70, 6, 70, 80. Trebuie să fie frustrant, pentru că a fost cel mai constant în evoluții până acum. Uite, 6.67. Pierde așadar aurul și titlul de campion național. Da. Va trebui să se mulțumească cu... Dacă ar mai fi să adăugăm cei 15 cm de aici. Da, poate ar fi reușit. Asta este. Așadar, 6.83 pentru Sorin Alexandru Voinea, 6.80 pentru Andrei Vlad Enache, Constantin Raul Pruteanu, 6.69, 6.62, apoi 6.61 pentru Matei Militaru, ultimul dintre cei 8, Sebastian Băjenică, 6.42 pentru sportivul legitimat la CSM Brăila. Mai avem două probe, 4x2 tururi fete, urmat de 4x2 tururi băieți și se încheie ediția Naționalilor sub 20 de ani București 2021 din sala de atletism Ioan Sutter. Sunt practic singurele pe echipe, iar noi revedem practic evoluția care a făcut diferența, 3 cm pentru Voinea la ultima încercare, incredibil. Când nimeni nu ar mai fi crezut, aproape de nicăieri a venit această săritură, un salt și apoi momentul teribil al bucuriei acestui puști. Da. Concurs și psihologic, să reușești să te mobilizezi în ultima încercare și să dai tot ce e mai bun. A fost un concurs greu pentru lungimiști, aceștia nu sunt obișnuiți să aibă și calificări. Iată așadar... Se impune Voinea, 6.83. Performanță care însă nu ne spune foarte multe la această categorie de vârstă. Rezultatele, Alex Dragă, la 3.000 de metri băieți, cele pe care deja le anticipasem, le și anunțaserăm amândoi. Pe 3, Dragoș Luca Pop de la LPS CSM Cluj-Napoca. Piteșteanul Mihai Sorin Poponea de la LPS CSU Pitești a venit pe 2, iar colegul său de club, Mihai Robert Dumitru, a câștigat 8.39.98. Da. Așadar, 1 Dumitru, 2 Poponea, 3 Pop, 4 Ștefu, 5 Tomoioagă, 6 Ihnatiuc. Toți prezenți în prima dintre serii pe care le-am urmărit aici. Și-au făcut apariția și fetele de la ștafetă, de la 4x400 de metri. Vom avea în cazul fetelor 3 serii. La competiția băieților sunt tot 3. Dar să vedem care sunt echipele în prima serie. LPS Cluj-Napoca, CSS Focșan și CS Rapid București. Vedeți și componentele echipelor: Mara Alexandra Pop, Miriam Faur, Briana Cota și Andrada Gheață pentru Cluj-Napoca, pentru LPS, CSS Focșani, Alexandra Banciu, Carina Toader, Andreea Tănase și Corina Ilinoiu și, în fine, în prima serie, Clubul Sportiv Rapid cu Maria Bisericescu, Denisa Lupescu, iată vine Denisa Lupescu de la săritură, de la triplu salt, apoi Mihalache și ea, o surpriză, și Alina Barbu. Da, de urmărit ștafeta celor... Mihalache a făcut de toate și ieri și azi, când am crezut că la sfârșitul probei care are probleme, ne infirmă astăzi. Mai vrea să petreacă ceva timp la sol după acest schimb la 400. Ce-i drept,
mai scurt distanța alergat în aceste ștafete, 4x2 tururi. Dar rămâne de văzut dacă se vor prezenta toate echipele. Mi-amintesc că o surpriză de genul ăsta a fost și la Naționale de Senior, atunci când Daniela Stanciu era trecută la echipa Stelei. Echipa Stelei, care nu s-a mai prezentat. Da, nu s-a mai abandonat, pur și simplu. Era și Nesteriuc în ștafetă, era și Ștefana, numai de la 400 nu erau. Însă au ales să nu concureze la Naționale de Seniori. Vedem doar echipele, e vorba de Viitorul Cluj și de CSM Onești în cea de-a doua serie, apoi Târgoviște, Focșan și Caracal în cea de-a treia. În fine, așteptăm să vedem care va fi deznodământul singurei probe pe echipe din cadrul naționalelor de aici, de la București, cu gândul probabil la ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Spunea președintele Federației Române de Atletism, Florin Florea, că n-ar fi exclus să aducem una, două medalii de la Torun săptămâna viitoare. Rămâne de văzut dacă și de această dată vom avea șansă să facem lucrul ăsta. Greu, greu, dar nu, să zicem, nu imposibil. Da, noi le urăm baftă sportivilor ce ne vor reprezenta la cea mai importantă competiție internațională din acest sezon indoor. Altfel, premisele sunt bune, au fost câteva meeting-uri indoor la care prezențele românești au lăsat cu medalii. E vorba de cele de la Ostrava, de la Viena, chiar de la Belgrad. De la Praga, tot la fel. Și la nivel mondial, țin minte la mondialele indoor de la Portland, ștafeta României de 4x400 reușea o medalie istorică. Da. Pe când și, dacă nu mă șel, Gag Andrei la aruncarea greutății, parcă și el reușea o medalie pe plan mondial. Tot la Portland. Da, tot la Portland. În 2016. 2016, exact. A fost atunci un an foarte bun. Pe Gag l-am văzut revenind în competiție, dar să zicem destul de departe de forma cu care ne-a obișnuit. Da, undeva în jur de 19 metri spre 20 de metri în momentul de față. Să zicem că ăsta e un moment de la care ar putea crește sau de la care ar putea... A trecut și printr-o tragedie cu antrenorul său, domnul Zanfirache, a încetat din viață de cursul anului trecut. E o tranziție grea de la un mod de antrenament la altul. Sperăm să facă față la această schimbare Andrei Gag. E bine într-un fel, pentru că aceste competiții, să zicem, chiar dacă nu definitivează, dar măcar creionează într-un fel sau altul lotul pentru cel mai așteptat moment din punctul nostru de vedere, europeanul pe echipe, Liga 1 de la Cluj, acolo unde chiar că e importantă fiecare prezență, fiecare punct, fiecare punct, da. Este important să reușim să rămânem în Liga 1. Să nu retrogradăm, da. La ultima ediție, în 2019, doar printr-o minune logistică, să spun așa, am reușit să rămânem în prima ligă. Și anume, Belarus urma să găzduiască Superliga, iar lucrul acesta i-a permis să rămână în Superliga, iar noi, drept urmare, am rămas și noi în prima ligă. Dar trebuie spus că, deși vorbim de Liga 1, din punct de vedere valoric, alinează echipele de a doua divizie. Da, fiind patru divizii, reamintim, Superliga, Liga 1, a doua și a treia. Se pregătesc fetele, suntem tot mai aproape de startul ultimelor două probe, 4x2 tururi. Acesta e mai degrabă pentru corectitudine felul în care se vor întâmpla lucrurile. Nu vor alerga chiar 400. Vorbeam și la precedenta transmisiune, dacă am obține timp ăștia la 4x400, am fi în cărți... La Olimpiadă. La Jocurile Olimpice. Aia nici chiar. Dar... Dar am fi acolo. Da, s-au mai produs erori de afișaj, mi-am cam minte, acum 4-5 ani, la o ștafetă de 400 de metri pe outdoor. Tabela afișa 38-40 pentru
alergătorii de atunci, lucru care automat te califica la Olimpiadă, chiar prindeai și finala cu timpul ăsta. Însă ulterior s-a demonstrat că, spre surprinderea nimănui din atletism, că timpul nu reflecta însă adevărata performanță, în jur de 40 de secunde. Dar mi-amintesc undeva că în anii 80, tot aici în România, s-a alergat la o probă de fond cu un tur mai mult la edițiile naționalelor, pentru că n-au ținut bine. Da, și sunt convins că s-a mai întâmplat. O eroare destul de des întâlnită. Atunci nu existau tehnologia din ziua de azi, tehnica... Da. Mă rog, care să permită monitorizarea mai strictă și lucrul, sistemul ăsta de... Acesta este în special văzut pe plan internațional, în care pe numărul de concurs, pe spatele numărului de concurs se află un mic buzunăraș în care se plasează un chip, iar chipul acela practic ține evidența la fiecare tur, astfel încât greșelile astea să nu mai apară. 3000 de metri cu podiumul, da. Acesta este Poponea, locul 2 astăzi. A câștigat ieri la 1500. Astăzi la 3000, doar locul 2, pentru că locul 1 e al colegului său de club la Pitești. Dumitru Mihai, Robert așadar, campionul național under 20. Îmbracă și el frumosul tricou de campion național realizat de cei de la Colorescu, un parteneriat de valoare pe care Federația Română de Atletism a reușit să-l stabilească. Fotografia de final, probabil pentru social media, iar noi plecăm în 4 ori 2 tururi. Așadar, vă reamintesc că în prima serie, LPS Cluj-Napoca pe culoarul 2, CSS Focșani pe 3 și CS Rapid pe 4. Lupescu pe culoarul 4 de la Rapid București, alergă foarte agale. Însă pe culoarul 3, sportivele de la Focșani, în primă fază cu Banciu Alexandra. Să vedem când se va face schimbul. Uite acum rezultatele de la 3000 de metri fete. Rut Cristina Vasile pe locul al treilea, Mădălina Sârbu pe 2 și Iulia Mărginean. Încercam să compar timpul obținut de Mădălina Sârbu aici cu cel obținut la Sofia. Vă reamintesc că la 3000 de metri a câștigat medalie de aur cu 9.45.99 în capitala Bulgariei. Aici are doar 10.00. Am văzut acum schimbul reușit la 4x4 dintre Banciu și Toader de la CS Focșani în fruntea acestei serii. Vine tare acum din urmă de la CS Rapid București, Bisericescu pe al doilea schimb. Încearcă să recupereze ceea ce a pierdut colega ei și iată pe Bisericescu, chiar dacă nu va trece de Toader, reduce considerabil din diferență. Dar întrebarea e, va trece Bisericescu de Toader sau nu? Bisericescu, o alergătoare foarte puternică, în special la 200 de metri, chiar și la 400, iată așadar, face o figură foarte frumoasă. O recuperează foarte mult Bisericescu, aproape că o ajunge pe Toader. Intrăm așadar în al treilea schimb. CS Focșani continuă să conducă această primă serie. Tănase și Barbu pentru Focșani, respectiv Rapid. Pe poziția a treia acum, Faur, reprezentând LPS Cluj-Napoca. Miriam Denisa Faur. Tănase, așadar, și Barbu. Depășire pe interior. Greșeală pentru Focșani. Da, Barbu reușește depășirea pe interior. Strânge din dinți acolo Tănase, încercând să recupereze ceva din greșeala făcută și... Va fi o cursă strânsă, să vedem ce face Mihalache pentru Rapid versus Ilinoiu Corina de la Focșani. Mihalache, campioana de ieri, ne amintim, ne-a creat emoții la 400 de metri plat. La finalul probei de 400 de metri plat. Acum iată și la 4x400 Ilinoiu sau Mihalache. Ilinoiu e un specialist a acestei distanțe.
a făcut parte și din ștafeta de 4x400 la Sofia a României, alături de Emma Zah, de Claudia Costiuc și de Larisa Talpiș. Corina Ilinoi a alergat prima, 3:51.78 pentru delegația României. Declanșează acum atacul Ilinoiu, se ține tare și Mihalache, să vedem ce sprint pe cele două. Mihalache rezistă. Păi e greu să o bați pe Mihalache, da, la sprint. Să vedem ultimii 50 de metri dacă rezistă Mihalache până la capăt. Vine tare Ilinoiu și o depășește pe Mihalache în cele din urmă. Ce sprint reușește. Nu-i vine să creadă nici lui Mihalache. De aprecia și efortul ei. 3:40.31 timpul câștigătoarelor sportivele de la Focșani. Da, și reeditat momentul de ieri cu Mihalache epuizată la sfârșit. Ei bine, Focșanul câștigă în primul rând grație eforturilor din ultimul schimb. Da. Eforturilor, da, lui Ilinoiu. Experiența în această probă și-a spus cuvântul. A încercat Mihalache să reziste. Aici putea să forțeze un pic Mihalache să o împingă cât mai mult spre exterior pe ultimii 50 de metri, iar mai fi oferit cât de cât niște șanse, însă insuficient. Mihalache se resimte, însă ai notat Corina timpul, da, pentru, da, a-l avea spre comparație cu 3:40.31. CSS Focșani, așadar, ștafeta de 4x2 tururi, câștigă prima serie. Acum vom face prezentarea seriei a doua din trei cu CSS Viitorul Cluj în formula Nagy Helga Kessler, apoi Hanna Beke Sabo, Henrietta Demeter și Maria Roșca, CSM Oneș cu Ștefania Mușulete, Iarina Ungureanu, Alexandra Uța și Andreea Dinu. Pe ultimul schimb. De urmărit și această a doua serie, sportivele de la CSM Onești. Onești, un club cu tradiție la ștafetă, în special la 4x100 de metri. Activam și eu nu foarte de mult pentru acest club. Eram destul de neînvinși la 4x100 de metri. Să vedem însă ce figură fac la 4x400 de metri sportivele de la Onești. Atenție însă, Focșanul mai are o echipă puternică în seria a treia cu Dulcescu, Barbu, Dediu și Aron. Pleacă în forță Dinu pentru CSM Onești pe culorul 4. Vedem că lipsește. Da, nu, sunt doar două ștafete în această serie. Am văzut prima turnantă. Da, e mai aerisit, am putea spune, mai ales la momentul schimbului de ștafetă. Nu mai e atât de multă lume acolo. S-ar putea să fie un avantaj ăsta în obținerea unui timp mai bun. Categoric. Greu să ne facem o idee după prima alergătoare despre cum stă treaba cu timpul. Vă reamintim, în prima pentru Rapid alergat Tănase Lupescu. S-a făcut deja primul schimb. Mușulete în frunte pentru CSM Onești. 3:40.31 este timpul de care au nevoie pentru a câștiga. Însă 3:46.46 este locul 3 din prima serie, sportivele de la Cluj-Napoca. Așadar, proba de 4x2 tururi feminin. Mușulete mărește și mai mult avansul față de reprezentantele Clubului Sportiv Școlar Viitorul din Cluj. Nu se pune, cred eu, nu se mai pune problema câștigătoarei în această serie, doar a timpului pe care vor reuși să îl obțină. Ungureanu acum a preluat ștafeta pentru moldovence, Iarina Teodora Ungureanu. Foarte bună strategia lui Ungureanu, s-a dat un pic spre culoarul 2 la intrarea în turnantă, intrând în forță
revenind în forță pe culoarul 1 pe măsură ce parcurgea turnanta. Fiecare sportiv își face tot felul de strategii, cum să abordeze cât mai eficient turnantele foarte dificile din această sală. Spuneam și spuneai și în timpul transmisiunii precedente și în fine tânăra Uța Alexandra Ștefania, care are ștafeta moldovencilor de la CSM Onești. Ajungem la 3 minute până acum, să vedem dacă reușesc să încheie în mai puțin de 4-6 de secunde pentru așa judeca locul 3 sportivele de la Onești, ultimii 200 de metri. De fapt, aproximativ 180 de metri rămași. Abia acum se apropie Beche Sobo pentru Cluj și intră în ultimul tur. Diferență uriașă de valoare între cele două. Să vedem stafete. Dacă nu se produce o surpriză în această serie. 3.35, 3.6, 3.7, 3.39, 0.7. Iată așadar, Oneștiul, după cum spuneam, continuă tradiția în probele de ștafetă și devansează echipele din prima serie. Da, e cel mai bun timp de până acum, incredibil. Da. 13 ani jumătate pentru Uta, ce schimb reușit pentru tânăra sportivă de la CSM Onești. Foarte impresionantă evoluția ei, plasează echipa oneșteană pe prima poziție după două serii. Da, și o constituție fizică la vârsta ei impresionantă, felul de a alerga, da, absolut incredibil. La nici 14 ani, ce sportivă am văzut. S-ar putea, Alex Dragă, peste nu foarte mult timp să spunem că am comentat-o când avea 13 ani jumătate. Sperăm, eu eram tot succesul din lume. Pentru că a făcut diferența, realmente a fugit incredibil. Am văzut de când a plecat, a alergat pe un fuleu foarte hotărât, foarte, foarte solid pe alergare, în ciuda vârstei. A ținut cadența pașilor până la linia de finish, lucru mare în această probă. Și ultima serie la 4 ori 2 tururi, vedeți acum și componența echipelor CS Târgoviște cu Ana Maria Bălache, Andra Oana, Andreea Dinu și Denisa Predică. Apoi CSS Focșan cu Medea Dulcescu, Sara Barbu, Andreea Dediu și Alexandra Aron. CSS Caracal cu Ana Maria Bătăgui, Maria Tene, Andreea Ilin și Iuria Elena Nițu. E practic ultima dintre seriile la fete, după care ne pregătim să vedem și competiția băieților. E un start lansat acolo. Predică pare să fi luat un avans în fața adversarelor din această serie. E parcă provenită dintr-o altă categorie valorică. Hai, să vedem cât rezistă la acest tempou. Pleacă foarte, foarte puternic. Da, dacă reușește să țină ecartul ăsta de distanță, înseamnă că Predică deja pierde din ritm. Vedem, oboseala începe să o afecteze și ea atacă turnanta de pe culoarul 2. Rămâne însă pe exteriorul ei, pierde din intensitate, reușește însă să predea ștafeta pe prima poziție. CS Târgoviște, în continuare, în fruntea acestei ultimi seri. Dinu e prima, urmează la ceva distanță Barbu și încheie Ilin. Dinu așadar în continuare pentru CS Târgoviște, cea de-a doua echipă a Focșanului, departe de pretențiile primeia, cel puțin deocamdată. Mai sunt două sportive pentru fiecare dintre echipă de alergat.
Imediat Târgoviște va face schimbul de ștafetă. Acum se produce momentul. Ce greșeală pe schimb, a așteptat efectiv pe loc Oana în loc să... Schimbul ideal se produce în alergare, nu pe loc, dar mă rog, aici intervine cunoștința antrenorilor. Mă rog, și experiența în asemenea proba atletelor, pentru că altfel e evident că ești deja în mișcare, deja câștigi câteva fracțiuni de secundă. Da, la schimburi se... La schimb se pierde sau se câștigă cel mai mult la o probă de ștafetă. Chiar și la 4x400. Oana va preda cu siguranță prima ștafeta. Apoi, mai mult ca sigur, Clubul Sportiv Târgoviște se va îndrepta către câștigarea acestei serii, dar convingerea din ceea ce am văzut, din felul în care s-a alergat în primele trei schimburi, e greu de crezut că... pot emite pretenții în zona medaliilor. Să vedem ce timp va reuși ultimul schimb de la Târgoviște. În momentul acesta, locul 3, Rapid București cu 3.40.69. Da, Bălache pare să o depășească pe... Are nevoie de un timp mai puternic de 56 de secunde pe ultimul schimb, Bălache. Însă se tamponează acum, da, vorba ta. A fost 3.23. A pierdut câteva considerabil, zecimi, da. Acolo. Da. Da, slabe șanse, 3.30 deja. Ne uităm la un timp în jur de 3.50, 3.55. Asta în cel mai bun caz. Da. Iată așadar cronometrul ochiometric. A mers, a funcționat. Da, 3.54.25. E calibrat bine. Așadar 3.54.25. Da. Rămânem cu câștigătoarele de la Onești. Pe 2 sportivele de la Focșani, iar pe 3 CS Rapid București. Foarte apropiate locurile 2 și 3. 3 serii ne așteaptă și la proba masculină de 4x400 de metri, respectiv 4x2 tururi. În scurt timp vom prezenta echipele din prima serie. Băieții deja pregătiți acolo, i-am văzut gata de muncă, gata de start. O probă spectaculoasă, îl vedem și pe Bondoc, va face și el această probă. Sunt convins că se resimte după proba spectaculoasă de la 800 de metri, în care a reușit să se impună cu un timp foarte bun. Finalul unei zile și finalul unei competiții care a fost până la urmă extrem de spectaculoasă, chiar dacă n-au fost rezultate care să ne dea pe spate, dar important e în primul rând că tinerii atleții României au avut parte de acest privilegiu de a putea fi văzuți de oriunde din țară în condiții de transmisiune cum o altă disciplină sportivă n-a avut parte în ultimii ani în România. Am avut relori și unghiuri ca la marile competiții. Spuneam, condițiile în care s-a făcut transmisia zilele astea net superioare cele în care s-a transmis campionatul balcanic, de pildă al seniorilor. Iar noi vedem aici finala, sau mă rog, festivitatea de premiere pentru săritura în lungime cu Voinea, câștigător, Enache pe 2. Nu e foarte mulțumit. La ultima încercare a fost depășit, da, de Voina. Înțelegem frustrarea, însă ne pregătim pentru startul din prima serie la 4x400 de metri masculin. Pe culoarul 2 va alerga echipa de la LPS Pitești cu Pătrașcu, Vătafu, Vochin și Gheorghe. Pe culoarul 3 de la CSS Ploiești, Kiwi, Gudi, Blănaru și Niculiță.
Iar pe culoarul 4 avem echipa de la CSM București cu Gavrilă, Nazare, Lăzărescu și Popescu. Trei serii până la final. Să le urmărim pe toate cu atenție, mai cu seamă că avem o experiență de dată recentă în care o echipă din seria a doua a reușit să câștige competiția. E vorba de CSM Onești. Fetele de la CSM Onești au cel mai bun timp. Ultima probă a acestei finale și acestor două zile de competiție, așadar, proba rezervată băieților la 4 ori 2 tururi. Copii tineri, mulți dintre ei probabil vor mai avea de-a face cu campionatele naționale sub 20 și în anii care vin, așa cum, eu știu, o ridicam în slăvie mult spus, dar cum sublineam felul în care a alergat Uța, probabil mai există și alte nume pe care noi, neavând atâta experiență, să zicem, nu le-am văzut acum, dar cu care ne vom mai întâlni. Da, se schimbă multe pe măsură ce înaintezi în vârstă, se produc niște boom-uri de performanță la care nu neapărat, de la sportivi de la care nu neapărat te așteptai. Sunt foarte mulți sportivi pe plan mondial care au reușit performanțe notabile după vârsta de 20-21 de ani. Amintim chiar și pe Tyson Gay, al doilea cel mai rapid om din istorie. Acesta a coborât, a început să coboare sub 10 secunde în jur de 23 de ani. Ca să nu mai vorbim de Gheorghe Gușeț, probabil, care a avut cele mai bune performanțe ale carierei lui la 38. Da, da, vedem în continuare. Justin Gatlin reușește să se impună la 100 de metri la o vârstă 37 de ani. Vă amintim și pe King Collins, reușea exact record personal la 40 de ani, cobora la 9,92. După ce reușea în 2003 să câștige mondialele la Paris la 100 de metri, acesta 15 ani mai târziu venea și își făcea în continuare record personal. Dar pentru unii plecați de pe planeta Pământ atâta mar de vreme, ar fi putut înțelege că nu s-a schimbat nimic aici, ca și când în tenis, spre pildă, ai fi văzut finalele de la marele competiții de mare șlem în 2000 cu surorile Williams, ai fost tu pe Serena și anul ăsta. Da, da, chiar dacă n-a ajuns decât în semifinale, acolo unde a pierdut mai în fața vreme revelației Naomi Osaka. Da. Mai devreme sau mai târziu, timpul, vârsta te prinde din urmă și spune cuvântul. Haideți să vedem start în 4 ori, 2 tururi, se pleacă așadar pe culoarul al doilea, LPS Pitești, pe 3, CSS Ploiești, pe 4, CSM București. Gavrilă, Chivu, Gheorghe. Pleacă foarte tare, un ritm foarte susținut pe culoarul 3 și 2. Pitești versus Ploiești, se ține și Bucureștiul tare acolo. Vedem un sportiv destul de tinerel pentru cei de la CSM București. Gavrilă. Da. Face primul schimb de ștafete, rămâne aceeași ordine. Ploieștiul pe primul loc, urma de Pitești și... Și s-a ratat acolo momentul, n-ați văzut gestul acela de supărare, de nervozitate, să spunem. Aici s-a văzut probabil și lipsa de experiență. S-a ratat practic schimbul de ștafetă. Da, mai rar la 4x400. Asta este, continuăm cu liderii din această serie în imagini, Gudi de la CSS Ploiești. Schimb reușit, foarte bun schimbul celor de la Ploiești, schimbă foarte bine și piteștenii. Da, Blănaru acum e lider, îl putem vedea. Da. În prim plan, Pătrașcu cu numărul de concurs 308, vine, dar e o diferență între cei doi de câțiva zeci de metri. Da. Blănaru alergă foarte bine pe turnantă, l-am urmărit, se mulează excepțional, pare destul de înalt, iar turnanta nu pare să-l împiedice prea mult. Vine acum ultimul schimb în care se va face diferența, trage tare Pătrașcu, strânge din dinți, dar
Nu pare să aibă fuleul, ci nici energia cu care pic, să se apropie. Un pic prea târziu, prea puțin. Schimb, reușit, ultimul schimb așadar. Cu Niculiță. Care va aduce cu siguranță victoria celor de la Ploiești în această competiție de 4 ori, 2 tururi în această serie. Greu de crezut că într-un tur cât a mai rămas o asemenea distanță n-ar putea fi recuperată nici dacă aș intra eu. În special că sportivul de la LPS Pitești a plecat mult prea în forță încercând să recupereze distanța, iar acum efortul prematur din prima fază a cursei își spune cuvântul. Iată așadar câștigători cu 3-0-8-0-6 CSS Ploiești. 3-0-8-0-6 timpul câștigătorilor. Mă uit să văd și locul al doilea din perspectiva comparației cu seriile următoare. Sunt serii contratimp, așadar finalmente clasamentul se va realiza în urma celor mai bune rezultate obținute în toate cele trei seriile. Rămânem cu acel 3-0-8-0-6 obținut de CSS Ploiești. Vedem în imagine acum ratarea schimbului. Da, efectiv este vina celui care a așteptat, nu-i înțeleg frustrarea. El a plecat ca la 4 ori 100 de metri la o altă probă. Nu-l înțeleg ce se aștepta să vină după 360 de metri, să vină în sprint, să schimbe cu mâna înapoi. Nici nu s-a uitat la... Da, mă rog. Hai că te-ai enervat. Da, m-am enervat eu, dar bară-mea antrenorul. Adică m-a enervat reacția lui, că tot el era supărat după ce că el a greșit. Nu, la ștafetă nu are cum să fie vina celui care vine cu bățul, decât să, nu știu, să scape el într-un moment de stângăcie absolută. Dar așa, nu ai cum să pretinzi de la el după ce aleargă 360 de metri să îți vină ție în sprint. Și să-ți observească ca pe o pericică rece la, da, la terasă. Da, da. În fine, venim la ștafeta 4x2 tururi, seria 2 cu CS Rapid în formula Guțu Constantin Moțea și celălalt Guțu Iulian, CSS Focșani, Adam Clătea, Popoiu și Neacșu și Liceul Tehnic Brătianu, Zăuleț, Dobriță, Anghel și Dumitrescu. Îți spune ceva vreun nume de aici? Nu, nu în mod neapărat, însă sper să fiu surprins. Să ne lăsăm împreună surprinși de această penultimă serie la 4x2 tururi. Pe culoarul 2 urmărim așadar pe cei de la Clubul Sportiv Rapid București, pe 3 CSS Focșan, pe 4 Liceul Tehnic Brătianu. Dacă în forță pe culoarul 2... Guțu Cristian de la Rapid București. Aparent Motea deschide cursa celor de la Rapid, schimbarea așadar de ordine a schimbelor. Da, e un avantaj destul de consistent pe care se uită înapoi. Are și timpul să privească înapoi, dar nu știu dacă va duce schimbul. Se uită în continuare. Asta dar trădează un soi de, să zicem, disperare pe care o are, privind mai tot timpul înapoi după adversar. Da. Îl prinde, nu îl prinde. Acum e Guțu abia pentru... Uitat-o înapoi. E ca viață. E... Să zici la 5.000, 10.000 că are vreo importanță, pe când la probele de sprint doar te taxează. Nu te aleargă poliția, alergi de contra cronomet. De unde și celebra cântare de aici, Don't Look Back in Anger. Da. Vedem acum, se apropie puternic. Era să o ia de pe turnant, era să-l lase centrifuga pe Guțu. Clatea de la CSS Focșani reușește depășirea, așadar Focșanu trece pe prima poziție în această a doua serie la 4x2 tururi masculin. Bătălie între Focșan și Rapid. Popoiu și Constantin au preluat, sunt sportivi foarte tineri.
Le citim, dacă vreți, tinerețea pe chip, dorința de afirmare. Aleargă bine. Zăuleț e cu un tur în urmă. Aproape. Popoiu și Constantin, liderii pentru echipele lor, și se va produce cât de curând ultimul schimb de ștafetă în această serie a doua. Rezistă Focșanu pe prima poziție, sportivul de la Rapid pare să întâmpine niște dificultăți în a menține ritmul impus de cei de la Focșani. Start în forță pentru ultimul schimb de la CS Focșani. Neacșu Robert, urmat de Guțu de la Rapid, Guțu Iulian. Ce mai poate face Iulian Guțu? Timp ar mai fi. Să vedem dacă sunt resursele, pentru că nici Neacșu nu alargă rău. Sunt semnele unei apropieri, ea se produce însă încetul cu încetul, și întrebarea este dacă a mai rămas suficient teren pentru ca inversarea de locuri să aibă loc până la final. Se resimte Neacșu, însă și Guțu pare că a dat de greu. Să vedem dacă se întâmplă vreo minune pe ultimii 50 de metri. Nu cred. Da, slabe șanse, câștigă așadar cu 3:23:88. Dar care e un timp departe de cel mai bun, 3:08, undeva la 15 secunde, da, chiar diferență. Abia acum echipa colegiului Brătianu, Liceului Tehnologic Brătianu, așadar ultima trecută. Să vedem dacă nu cumva cei de la CS Focșani să aleg cu medalia de bronz. Da, ar fi ceva șanse pentru bronz în condițiile descalificării celor de la CSM București la schimbul de ștafetă. Ar fi important pentru ei. Ultima serie cu două echipe, ultimele din concurs, ultimele din competiția din acest an, ediția 2021 a campionatelor naționale sub 20 de ani. LPS Câmpul Lung Muscel în formula Ciulin, Bulucea, Ispășanu, Toader și CSM Drobeta Turnu Severin cu Adi Bondoc, Doandeș, Roateș Raicu și Corcovineanu. Există posibilitatea ca echipele să decidă, antrenorii să decidă în ultima clipă ca schimbul, sau mă rog, atleții să fie înlocuiți între ei în schimburi? Da, în momentul când se face apelul, atunci se fac și ultimele ajustări al ordinii de alergare. Start dintr-un moment în altul în proba de 4x400. Ultima serie. Corcovineanu și Dinescu. Corcovineanu era trecut ca fiind cel care încheie. Da, în această ultimă serie îl vom vedea și pe Bondoc Adrian, dacă va reuși să-și ajute cu echipierii spre o medalie. 3:23:83 este al treilea timp. Bondoc, care trebuie spus, a câștigat astăzi. Da, la 800 de metri. Bondoc lua medalie și ieri la 400 de metri, dacă nu greșesc, medalie de argint. Schimb reușit acum. Doandeș și Toader. Da, conduce CSM Drobeta Turnu Severin. Vine tare acum, iată, pe turnantă. Da, nu știu cât de mult a ajutat, a alergat integral toată turnanta pe culoarul 2, deși era în spatele celui prim clasat. Da, fuge ca la derbiurile de la Londra. Nu se dezminte, alergă și a doua turnantă pe culoarul 2. Dacă are energie, e bine că o face. Da, nu, mă îndoiesc. Uite, aici pare să fi sărit ușor, da, lanțul. Asta urma să spun, preconizam o ruptură de lanț. Doamne, și strâng amândoi din dinți, asta e admirabil.
Aceasta, despre asta e vorba în sport, despre faptul că uneori împingi până aproape de limitele propriilor puteri efortul. Chiar și dincolo de ele, în cazul realizării de recorduri personale. Iată-l în imagini pe Raicu. Raicu Roates, urmat de Ișpășanu. Iar noi avem confirmarea, CS Rapid București câștigă pe echipe locul al treilea, CSS Focșani, locul întâi și CSM Onești, locul 2 și CSM Onești câștigătoarea la 4x2 tururi fete. Urmează să alerge Bondoc pe ultimul schimb pentru Drobeta Turnu Severin. Schimb reușit. Pleacă în forță, stilul caracteristic, stilul care l-a consacrat așadar pe Bondoc. Hai, Bondoc! Hai! Da, stă o medalie în fuleul lui Bondoc în momentul ăsta. E posibil ca CSM Drobeta Turnu Severin 3-23 e un timp, să zicem, deocamdată... Ia spune. Va reuși. Mai avea nevoie de 30 de secunde la intrarea în ultimul 200 de metri. La nivelul performanței sale va reuși, spun eu, să câștige medalia de bronz pentru echipa sa. Da, din momentul ăsta este ieșit din argint, dar este în cărți pentru bronz, așa cum spuneam, și este bronz pentru Târgoviști, pentru Drobeta Turnu Severin. Cu 3:20.96, așadar, bucurie mare. Bondoc are și un bronz pe ziua de astăzi. Ce mai, va primi titlul de cetățean de onoare la Drobeta Turnu Severin, dacă continuă în felul ăsta. Da, îi felicităm, un efort impresionant pentru sportivii de la Drobeta Turnu Severin și adjudecă așadar medalia de bronz din ultima serie. Aceasta a fost a doua zi aici la campionatele naționale dedicate juniorilor 1 indoor. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, atât eu cât și Florina aici lângă mine. Scopul, scuze, mijloacele, ne cerem ca de fiecare dată scuze dacă n-am pronunțat toate numele corect, pentru că păcătuim la capitolul ăsta. Având în vedere faptul că sunt atleți la început de drum, avem, să zicem, și circumstanțe atenuante pentru greșelile noastre. Promitem că ținem pasul cu performanța lor și că în edițiile viitoare le vom pronunța tuturor numele corect, pentru că merită, asta e de fapt menirea noastră, să punem în valoare performanța lor, a lor să strălucească și de acum încolo. Mulțumim Federației Române de Atletism pentru șansa și onoarea pe care ne-a dat-o de a ne fi împrietenit din ce în ce mai bine. Celor care au asigurat această transmisie impecabilă, le mulțumim. Chapeau, cum ar spune latinul. Vă mulțumesc foarte mult. O sâmbătă și o duminică frumoasă în continuare vă doresc. Rămâneți alături de atletismul românesc și succes! Succes! Hai România, săptămâna viitoare la Torun, la campionatele europene de sală desfășurate în Polonia. Vă mulțumim încă o dată. La revedere!